solo me. Salutare și bine ați venit la primul episod al podcastului Al Violet. Eu sunt gazda dumneavoastră, Laichici Adrian, și fie că vă place sau nu, pentru următoarele minute sau ore, depinde cât vorbește invitatul, vom fi aici împreună să asistăm la o discuție despre clubul nostru favorit. Vreau să deschid primul episod exprimându-mi gratitudinea pentru faptul că mă aflu aici. Dacă îmi spunea cineva, nu departe, acum un an de zile, că eu voi face tot ce am făcut în perioada aceasta și că voi experimenta toate stările și emoțiile alături de clubul meu favorit, de clubul cu care am crescut, probabil nu-l băgam în seamă. Era undeva la începutul anilor 2000, o ploaie torențială știu că mi-a stricat debutul de suporter pe stadion, nu cred că aveam mai mult de 5-6 ani, și cred că undeva la pauză sau chiar înainte de pauză, bunicul meu a trebuit să mă ducă acasă pentru că eram ud undeva, nu știu, până la oase. Oricum, în perioada aia eram piele și os. Vin din era lui Panduru, vin de la supărarea când el a plecat și a lăsat echipa de izbeliște. Deși, din câte ține o bine minte, mergeam cât de cât ok, cât de cât decent. Vin de la cel 1-8 cu Steaua în care cântam toți ca nebunii și la golul lui Buia ne-am bucurat de zici că noi am deschis scorul în acel meci. Vin de la cel 2-3 cu Dinamo în care sincer nu știu cum au rezistat gardurile de pe Păltinișanu. Vin de pe vremea lui Zanc, Buia, Oprea, Silvășan și poate Balauru și desigur mulți, mulți alții. Am fost acolo, i-am văzut, am cântat pentru ei, am plâns pentru ei. Suntem în altă era acum, am putea să spunem că suntem în era renașterii, poate durează un pic mai mult decât ne-am fi dorit, decât am fi anticipat, dar este era noastră și nu avem altceva ce să facem decât să ne mândrim cu ea. Am plecat de la bucurii imense, de la momente minunate, am avut poate și decepții, am avut și eșecuri, dar ne-am luat din nou soarta în propriile mâini, am plecat din Liga 5-a, ne-au fost foarte mulți aproape, am crescut împreună, am îmbătrânit împreună și cu siguranță unii dintre noi am și încărunțit împreună. Acum încep să vină din ce în ce mai mulți oameni lângă noi, oameni care fac parte din istoria clubului, din istoria acestui oraș și a acestor culori. Cred că acum trebuie să fim mai uniți ca niciodată. Astăzi l-am invitat pe un fost campion al Angliei, omul care ne-a apărat împotriva Shakhtiorului, omul care a debutat împotriva lui Dinamo, uriașul nostru, fostul nostru portar, actualul nostru director general sau director executiv, Costel Pantilimon. Acest podcast are loc și poate fi realizat cu ajutorul prietenilor noștri de la Film Squad, care au o colaborare strânsă cu Universitatea Politehnică din Timișoara și care ne-au pus acest spațiu minunat la dispoziție. Bineînțeles, hidratarea pe parcursul și pe perioada episodului și episoadelor următoare va fi asigurată de către Apuseana, iar partea de papetărie, ca să zic așa, este asigurată de cei de la Printec. Nu în ultimul rând, tot ce vedeți aici ca și decor, ca și produse decorative, sunt din partea celor de la Drucheria. Găsiți linkul shop-ului în descriere și vă încurajăm pe toți să vă cumpărați materiale cu Politehnica ca să veniți pregătiți la meciuri ca întotdeauna. Suntem aici, mulțumesc că ai reușit și am reușit în sfârșit să ajungem în programul ăsta de final de an haotic, că altfel nu pot să-i spun. Episodul inaugural al podcastului, în primul rând vreau să-ți mulțumesc pentru tot sprijinul, că mi-ai dat mână liberă să reușesc să fac așa ceva și să găsesc pârghile ca să avem și noi un podcast. Și o să încep simplu.
ce faci? În primul rând, bravo, felicitări, mă bucur că într-un final am dat drumul la acest proiect, pentru că sunt multe altele pe care tot le avem pe listă și sper că ușor în viitor apropiat să reușim să le bifăm și să le realizăm. Ce să fac? Încă tot zic că mi-au câte o zi de pauză, că mi-au, dar nu reușesc. Munca continuă, preocupare pentru ceea ce va urma. Toată lumea în vacanță, deocamdată eu n-am reușit să plec definitiv de la birou, dar pe de o parte e de înțeles, pentru că e o perioadă care necesită implicare și sper să fie de bun augur, pentru că se lucrează în continuare la noi la club. Și cum e, jucătorii au o mică vacanță, noi deocamdată încercăm să le punem la punct să fie toate pregătite pentru atunci, pentru perioada când o să se întoarcă. Dacă ți-mi minte, mi-ai zis la început, în fotbal nu există pauză. Exact, da, știi foarte bine, vezi, de asta spun, că e un domeniu puțin atipic. E foarte greu să zici că o să ai cumva, nu știu, un așa zis concediu sau o pauză sau o vacanță. Tot timpul, dacă e să ai o chestie, nu știu, așa o mică pauză, trebuie să fie tot timpul printre perioadele de lucru. Vreau să o luăm cronologic. Mi-am făcut aici un plan. Sunt curios că tot o să ținem de el. Cum era Costel în copilărie, în adolescență? Zglobiu, impulsiv, înversunat ca acum? Da, impulsiv cu tot. Să zic așa, în mare parte, nu neapărat total schimbat față de cum e acum, dar mare parte diferit. Mult mai impulsiv, reacționa mult mai rapid la multe situații. Un copil ne-a stâmpărat, dar în același timp aveam feedback de la bunii și de la părinți că am avut momente când chiar am fost și un copil ascultător. Cumva tind în momentul ăsta să văd prin copiii mei că au prins ceva și rădăcini și de la mine. Da, ca și oricare alt copil, cumva. Cred că, nu știu, copilăria îți rezervă dreptul de a face multe, multe greșeli, de a încerca foarte multe, de a descoperi foarte multe și, până la urmă, cumva, maturitatea trebuie să vină mult mai târziu. Din păcate, cumva, în domeniul ăsta sau, cel puțin strict legat de mine, cred că maturitatea a venit mult prea repede. Am plecat de acasă destul de repede, au trebuit să mă descurc de multe ori singur, dar, cum ai zis-o de multe ori, mulțumesc lui Dumnezeu că am avut sau că mi-a scos oamenii potriviți în cale, mi-a dat oamenii cu care am avut contact de-a lungul anilor, au fost oamenii potriviți. Și atunci, cumva, cred că și drumul meu a fost mai lin și mai calculat. Ai știut de la un punct fix când vrei să faci fotbal? Sau ai avut dubii? Sau cum? Nu neapărat. Uite, eram într-un bloc de copii care, cumva, mergeau pe anumite paliere. Inclusiv, gândește-te că împreună cu școala am practicat și badminton, dacă îți vine să crezi. De la badminton, basket, înot. Am încercat foarte multe sporturi. Dar nu, până la urmă, e o chestie normală și asta sfătuiesc. E o oarecare idee pe care o am conturată. Copiii la vârste fragede trebuie să facă, să încerce de toate. Eu te mă uit și la copiii mei, încerc să le ofer cât mai multe alegeri, ca ei ușor să înțeleagă ce își doresc. Fotbalul s-a oprit cumva, pentru că era un sport de masă, un sport care cumva aduna fiecare scară în anumite momente ale zilei când trebuia să facem tot felul de turnee. Și era și acel mod de abordare. Aha, tu ești la fotbal, înseamnă că ești bun. Și pentru că așa era, știi? Și da, cred că la vârsta de 6 ani m-am dus la echipa unde cumva aparținea de fabrica unde lucra și tata, Aerostar Bacău. Și am început tot așa printr-o anumită selecție.
Direct portar? Nu. Să știi că nu. Partea cu porteria a fost o chestie mai mult de la tata. Criteriile, așa să zic, fizice, pentru că noi aveam un fizic mai dezvoltat, aveam oarecare alură, mergea pe ideea, ar trebui să stai în poartă. Dar la început nu, am jucat în teren și chiar și așa am continuat, cred că până la vârsta de 12 sau 13 ani, de multe ori jucam și în poartă și în teren. Adică aveam capacitatea asta. Și cumva mă bucură pentru că mi-a dezvoltat și un joc foarte bun de picior, oarecare, e un plus pe care ți-l dă. Și atunci, da, dar am rămas în poartă. Am avut momente când, și cum e, îmi venea să abandonez partea asta, pentru că la început e frumos, crezi doar în partea în care plonjezi, toate bune și frumoase, dar intervin și celelalte. Blocaje la picioare, mingi în față, mingi nu știu cum... Ei, cumva ușor, a început să-mi placă, am reușit, cumva clubul a reușit la un moment dat să ne aducă și un antrenor de portari foarte, foarte bun în orașul nostru, cu care cumva am luat ușor și am înțeles mult mai mult această meserie. Da, drept dovadă cumva și debutul meu la senior, cred că a fost undeva pe la 15 sau 16 ani și a fost cumva... Da, o încununare așa și pentru taică-miu, că cumva a avut un oarecare merit în decizia mea. Dar mă bucur că cumva am reușit să am o carieră frumoasă, carieră de care sunt mândru. Și e ceva de care mă pot lega și pot povesti copiilor, nepoților și așa mai departe. Ai avut tendințe să ieși din poartă în timpul meciului? Nebunia aia de portar, să iei mingea, să driblezi, să... Să știi că am avut, au fost perioade și perioade, uite că cumva am prins, fiind născut 87, am prins cumva și din perioada aceea veche, perioada care urma să vină cât de cât mai modernă și perioada mai modernă, să spun, știi? Și mi-aduc aminte că fusese o perioadă când toată lumea, știu cum e, băteai mingea, trei pași, nu știu ce. După aia a trecut, știu că venise Lobonț în țară, fusese la Ajax, s-a întors în țară o perioadă și a început perioada când cumva ieșea din poartă foarte mult. Ne-am aprins și partea asta. Știi? Dar nu pot să spun că am fost un portar în care excela prin extravaganță, să spun. Nu, am fost, în general, foarte constant. Am încercat să dau siguranță echipei. Nu am fost un fel de Jolly Joker al echipei. N-am avut niciodată aceste deprinderi, pentru că asta spun și în momentul de față, postul de portar cumva oferă undeva la 50% din aportul echipei. Și atunci cumva trebuie să, cei care se uită spre tine trebuie să aibă siguranța că toate lucrurile sunt asigurate, că primești cele mai bune informații, primești cea mai bună stabilitate și atunci cumva cred că e o responsabilitate foarte mare. La ce vârstă ai plecat din Bacău? 18, parcă... Da, am... Ai stat exact, cu ai tăi până atunci. Da, stăteam la IMEI, dar de ce am zis că am plecat de acasă? Pentru că noi eram și la loturile naționale, la loturile județene, plecam foarte mult de acasă. Eram cumva mai tot timpul plecat la București, se organizau pe acea perioadă, se organizau cam lunar, cred că, selecții, întruniri și așa mai departe. Și am plecat de acasă definitiv la... Chiar atunci cred că făceam 19 ani. Mi-aduc aminte că am... Când am venit la Poli. Când am venit la Poli, am făcut 19 ani. Acela a fost momentul care cumva mi-a schimbat viața. Să știi că n-a fost ușor, că multă lume... Și văd pe cei tineri că simt în momentul de față și le spun că e o chestie normală să treci prin aceste stări de multe ori de nesiguranță sau de neîncredere, pentru că e clar că partea de juniorat sau partea unde, eu începusem să joc la senior de la, 16 ani, să zic, până pe la 18-19 ani, dar deja era un nivel în care cumva mă simțeam superior, să spun, și a fost next level. Și next level m-a lovit de next level cumva destul de ridicat, pentru că Poli avea o echipă cu nume mari, nume grele în fotbal românesc, antrenori pe măsură.
Și a fost așa un oarecare impact în care nu simțeam că nu mă regăsesc. E o chestie normală, mi-a luat cumva undeva la vreo 6 luni, dar partea bună e că am avut acel backup, pentru că într-adevăr mă antreneam cu echipa mare, dar jucam la Poli 2 și era un avantaj imens, pentru că nu rămâneai în urmă. Exact, nu rămâneai în urmă, era o competiție, Liga a doua, era o competiție foarte bună, aveam o echipă foarte bună, drept dovadă că am, cred că dacă nu, 99% din băieții care au fost atunci la Poli 2 au și debutat în Liga 1 sau care ajungem și la debutul ăla. Exact. De asta spun că nu n-a fost ușor, dar exact cum am spus, cu oamenii potriviți poți să faci, poți să-ți ușurezi munca și, la drept dovadă, în acel moment am avut un sprijin enorm din partea clubului, din partea oamenilor care erau în club, inclusiv, mi-aduc aminte că era un antrenor, cred că de la Cluj erau ambii, aduși de Zoli Iașco și chiar așa am avut o relație foarte ok. După aia a venit Nearoti, antrenor la Poli 2, la echipa mare, era un privilegiu enorm și te uitai ca la o icoană, era domnul Hagi și pe lângă ceilalți, pentru că de la fiecare aveai de învățat. De asta spun că e foarte important să, meseria asta până la urmă se fură, e clar, adică tu încerci să progresezi, tu încerci să faci lucrurile cât mai bine, dar de multe ori și cum e, dacă ai reperele sănătoase, te poți dezvolta altfel. Și eu chiar le-am avut, adică am avut și portar de la care am învățat, iarăși Marius Popa era aici. Exact. Era unul din portarii echipei naționale, adică lucruri care cumva îți aduc un plus în dezvoltarea ta. Și de asta spun că lucrurile s-au legat. Cel puțin în vremea aia îl aveai pe Marius Popa, era și Zimmerman, nu mai știu dacă Grigore. Era Grigore, deci portari cu experiență. Erau toți trei portari foarte buni. Da. Pot să zic Grigore și cu Marius Popa, ei erau cumva oamenii la care puteai să înveți enorm. Pentru că Grigore avea o experiență enormă, era și vârsta de șanturi și jucase la echipe foarte bune. Drept dovadă, mă bucur că în momentul de față e un antrenor foarte bun și foarte cumva căutat în fotbalul nostru, un antrenor de portari. Popică, de la altfel, în momentul ăsta, chiar și unul din antrenorii foarte buni de portari. De asta zic că, cumva erau și un fel de, nu pot să zic că profesor, dar tot timpul veneau, era un fel, da, aș putea spune chestia asta, pentru că cumva veneau tot timpul cu un plus și mai s-o doar de lăsător să nu fii, altfel și cum îi acumulezi. Vreau să vorbim un pic de relația cu ai tăi, știu că poate ar fi un subiect mai delicat, cumva aș vrea să te întreb cum ai managuit situația cu tăi, având în vedere handicapul pe care l-au... Așa au fost de la început sau au venit pe parcurs faptul că nu aud? Ei sunt surdomuți. N-am ascuns niciodată faptul ăsta. Nici nu l-am scos în evidență foarte mult, pentru că n-am vrut să se întoarcă cumva și cum e povestea mea în ceva în care... și cum e cuiva să aibă așa un oarecare sau un alt fel de sentiment față de mine. Trăind cu ei, e o chestie naturală, e o chestie normală, inclusiv limbajul semnului pe care l-am învățat și drept dovadă și fiica cea mare și îl stăpânește cât de cât. A venit cumva natural, nu a fost, cred că foarte mult a fost o perioadă, cred că anii aceia 90, să zic. E un pic mai gri. Un pic mai gri, pentru că lumea nu era atât de educată. Știi? Era cumva, eram încă pe modul ăla, nu înțelegeam foarte bine partea asta cu handicap, vedeam că cumva încă se mai practicau acea chestie în care diferiți copii sau chiar și adulți care cumva ajungeau într-o stare din asta de poate bat jocuri sau știi cum e, scoasă în evidență într-un mod neplăcut. Dar știu că veneau anumite întrebări de la ei și nu înțelegeam de ce. În prima fază n-am înțeles, e cineva care te supără, vorbește cineva de noi, ți-e rușine cu noi. Adică pentru mine era o chestie așa, mă uitam, nu înțelegeam. Și cu timpul am înțeles-o, pentru că ei au trecut prin perioada în care oamenii chiar au fost puțin cu o lipsă de educație și nu înțelegeau foarte bine și nu știau cum să-i pună în societate.
Dar nu neapărat, am fost tot timpul, am fost mândru pentru că într-adevăr mi-au dat o educație și chiar dacă și eu ca cred că nu știu, 90% din copiii din acele vremuri chiar am mai luat câte una peste ochi și așa, dar mi-au oferit o educație foarte bună, o educație și cumva completată de bunici, de surorile mamei mele, cumva. Deci a fost o chestie, chiar am simțit că, na, cumva familia este unitară și fiecare venea cu un plus. Nu și-au fost perioade când ai mei lucrau constant, am stat la bunici, am primit și de acolo o educație foarte bună și cel puțin pe parcursul vacanței de vară, toate cele 3 luni le petreceam acolo. Cumva, na, aveam sora cea mică a mamei, cumva fiind foarte apropiată, mătușa cu care eu cumva sunt în contact mai tot timpul, e unul din pilonii în educația mea, bunicii. Deci cumva s-a suplinit, dar din punctul ăsta de vedere nu. Chiar sunt foarte mândru de părinții mei și sunt foarte mândru de ei cum au gestionat toată situația asta, pentru că, da, știi cum e, nici nu s-au dus într-o direcție în care s-au plâns, pentru că ei tot timpul au dat din coate și au încercat să reușească în societate. Plus că, na, e un, nu știu, o reușită foarte, foarte mare să aibă grijă de mine și să mă duc într-un stadiu în care să fie foarte mândri. Și, na, cumva lucrul ăsta îmi dă o liniște și mă bucur că am părinți minunați. Ziceai de anii 90, să știi că și după 2000 cam la fel au fost. Le-am experimentat pe pielea Da, mea, da, am da, 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 trecut prin da, toate stările, fazele, și cu copiii, și la școală, și în cartier, și mai departe. Eram doar curios că, na, eu pot să zic din partea alaltă, din partea de copil cu handicap, care au fost toate cele în perioada aia, și cum mi-am simțit eu pe ai mei, cum venea de la ai mei. De-aia eram curios, cumva viceversa, cum... da. Și cum e, automat lucrurile se leagă, da, cum zici tu, poate și anii 2000, pentru că, na, deja, dar cumva, na, știi cum e, de asta spun că eu am pus-o mult pe seama lipsei de educație, lipsei de... Clar. Pentru că societatea cred că nu a făcut nimic în privința persoanelor cu handicap. Adică eu Și mi-aduc acum face aminte prea puțin, din și păcate. de asta spun că cumva, uite, eu am avut când am plecat din țară. Eu credeam că la noi în România nu există persoane cu handicap, adică nu vedeam foarte multe pe Exact. străzi, nu știu. Și m-am trezit în Anglia, într-o societate în care îi vedeam peste tot, adică începând, nu știu, de la you name it, nu știu. Da, clar. Și ziceam, bă, da, ce naiba, noi suntem o societate atât de curată, noi avem, nu, știi cum e, unde sunt ai noștri, știi, adică, că eu știam, de exemplu, în Bacău, îmi spuneau ai mei, pentru că mergeau la o... nu știu, la o asociație, să spun, la un club din ăsta pe care ei cumva îl aveau de, nu știu, se întâlneau de 3-4 ori pe săptămână și își petreceau timp, aveau tot felul de activități și așa mai departe. Și spuneam, mă, sunt undeva în Bacău, în vremea respectivă, erau undeva la vreo 350 de familii, ceva de genul. Adică era un număr destul de ridicat. Dar după aia zic, mă, nu mai în Bacău sunt, dar, Da. adică, da, cumva o chestie de genul. Dar nu erau foarte mult scoși în evidență, știi? Sau... Același șoc l-am avut când am mers în Portugalia cu Erasmus. Da, Am mai uite. fost odată în Lituania, dar fiind un pic partea mai estică, cred că asta e un specific al Europei de Est, sau a fost acum, nu Da, știu, da, da. dar în partea vestică, da, era totul normal, toată lumea știa cum să se comporte cu persoane de genul, adică nu era ceva ieșit din comun. Da. Încă o dată, am stat foarte mult timp în comunism și cumva o pun pe seama asta pentru că, na, e clar că ideea asta occidentală și ideea asta de a, nu știu, de a privi pe toată lumea cu egalitate și de a sprijini pe oricine, indiferent de handicapul pe care sau poziția în societate, da, cumva la noi s-a dezvoltat mai târziu. Dar, da, și cum e bine că în momentul de față avem acces la informații, putem să cumva să asimilăm și noi tot ce înseamnă, nu știu, și informații și lucruri pozitive pe care alții le fac și le fac de foarte mult timp și să le expunem în societatea noastră, pentru că până la urmă și cum e, toți suntem oameni, toți avem dreptul de a avea un loc în societate, dreptul de a munci, de a face orice. Și clar că, știi cum e, în momentul ăsta
tindem să credem că am evoluat. Suntem în 2023, acum și 2024 și știi cum e, clar că nu mai trebuie să gândim ca în vremurile din, nu știu, 90. Că ai zis, țin să menționez că îl filmăm pe final de decembrie, asta o să apară undeva în prima săptămână a lui ianuarie, aș vrea să se și uite lumea la el, că acum între Crăciun și anul nou, nu cred că... Ah, clar, nu știu cum e, aici v-am zis, din partea mea știu că mă pot baza pe voi, aveți atât de multă cunoștință în domeniul vostru, aveți atât de multă creativitate pe care puteți să o puneți în practică. Cu mine e ușor de lucrat, atâta timp cât livrezi și livrezi un produs de calitate și livrezi lucrurile pe care știi foarte bine clubul nostru în momentul de față le cere. Nu am nicio problemă, pentru că până la urmă toți suntem egali, indiferent de poziția în club, dar cumva vreau să vă simțiți confortabil, pentru că doar când vă simțiți confortabil puteți să livrați tot ce e mai bun. O ultimă întrebare înainte să trecem la fotbal, propriu zis. Îți plăcea la școală? Cum era cu școala? Mă, n-aș putea spune. Să știi că tot timpul școala a fost așa o parte în care, ok, a trebuit să merg, n-am vrut să fiu... codașul clasei, să zic, dar nici măcar, adică am vrut să fiu cumva în partea a fel de primii 10 din 25, prim cumva, dar nu m-a ridicat niciodată la nivelul unor colegi, pentru că într-adevăr am avut colegi care chiar au învățat carte, n-am fost la școli sportive, n-am fost la liceu sportiv, am fost mi-aduc aminte că am schimbat, cred că din clasa 1 până în clasa 8, cred că am schimbat vreo 4 școli, dacă nu mă înșel, pentru că era o perioadă în care și eu cu părinții ne mutam, la un moment dat știu că am avut o chestie chiar și cu fotbal, a trebuit să mă mut tot așa, să mut școala. La liceu, cumva am făcut Henri Coandă, parte iarăși de, și da, fiind un liceu foarte apropiat de locul unde lucra și tata, unde era și clubul. Deci nu era nimic pe profil de sport, dar cumva am gestionat și cu, iarăși, de ce zic tot timpul de oameni, pentru că oamenii au înțeles cumva, au înțeles cum sunt eu, școlile, după aia liceul, au înțeles, apoi iarăși la facultate, deci lucrurile cumva s-au legat atât timp cât oamenii au înțeles că, mă, uite, trebuie sprijinit și de asta spun că orice copil, sau eu mă uit la ei în momentul de față, vorbesc de jucătorii noștri și știu că trebuie sprijiniți, indiferent cum e. Și na, mulți na, poate să se ducă pe partea asta, că e un liceu sportiv, că e o școală sportivă, nicio problemă, na, indiferent cât. Dar atâta timp cât și cum e, începi să realizezi lucruri, să vorbești o limbă, două străine, să ai un vocabular corect, să poți să ai un speech elevat în public. Adică lucrurile astea mă interesează și clar, mai departe, știi cum e? Cum te duce drumul? Că poți să fii un sportiv de mare performanță și atunci e clar că nu poți să fii un matematician sau un doctor. Dar măcar școala de bază. Da. Școala e importantă. Eu nu pot să zic că nu am fost unul din copiii care s-au dat în vânt după școală foarte mult. Adică, hai să zicem, până în clasa, nu știu, clasele 1-4, când era o chestie normală. Dar după aia, cumva, axându-mă foarte mult și pe sport, am mai și chiulit, nu pot să spun că, adică e o chestie, bine, cred că perioada aia nu știu cine l-a făcut-o și chiar de asta spuneam că era... Ca și cum acum nu se face. Exact. Dar, într-adevăr, nu am fost unul din copii așa extraordinar cu rezultate extraordinare la învățătură. Vreau, acum că ai zis de jucătorii noștri, chiar vreau să remarc, în ultimele luni, cam de când a început campionatul, tot am făcut interviuri cu ei și interviuri video, m-a bucurat să văd că toți, unii mai emotivi, unii mai puțin emotivi, dar toți au avea un discurs coerent, bun, bine pus la punct. Ca să nu dau nume și să aduc aminte ce interviuri mai avem noi de prin anii 2000 cu niște jucători care și acum au rămas iconice, da, interviurile, da, alea. Nu, uite, de asta am spus că și încă o dată când scop pe cineva în evidență sau punctez anumite lucruri, nu le fac gratuit, pentru că am spus-o, această generație de care Poli, pe care Poli o deține sau o are sub tutelă în momentul de față, e o generație de copii foarte buni, din toate punctele de vedere. De asta spun că cumva oricine va fi, trebuie avut grijă cu ei.
trebuie avut grijă cu ei pentru că sunt produse bune din punct de vedere sportiv. Mă uit ce progres au făcut în 6 luni de zile și sunt convins că mai au mult, mult mai mult de realizat. Sunt băieți educați, cam toți dintre ei provin din familii bune, chiar și cei care provin din familii mai puțin înstărite sunt copii educați, copii care și-au văzut de treabă, copii care au înțeles cumva prin venirea noastră și tot ceea ce le-am cerut, pentru că era important ca ei să înțeleagă mesajul, iarăși o chestie foarte importantă, ce fel de mesaj transmiți. Ei au înțeles mesajul pe care l-am dat și ceea ce vreau de la ei. Și în momentul de față, cred că la noi există un grup și s-a făcut un grup foarte, foarte bun, inclusiv cu stafful tehnic. Există așa o unitate între administrativ, tehnic și partea de jucători. Chiar cred că doar prin unitatea asta a echipei, a grupului, am și putut realiza foarte repede rezultate destul de bune pentru perioada în care cumva s-a schimbat totul. Exact. În o lună, două s-a schimbat totul și ziceai tu, legăturile administrativ, staff și jucători, mi se pare o coerență foarte bună, adică totul e în legătură cu totul, nu e ca și cum stânga nu știe de dreapta, mi se pare că merge de la sine și natural. Și cu dezvoltarea băieților, păi am fost acolo în vară când au venit toți, am fost la toate meciurile amicale. Diferența dintre meciurile amicale și a treia etapă din campionat, când au dispărut emoțiile și mai departe, a fost enormă și a fost un boom de zici că joacă băieții ăștia de 2-3 ani împreună deja. Da. Dar asta mă bucură și cu mine, pentru că și eu la rândul meu am primit sprijinul cumva ca să pot să le ofer liniștea și să pot să le cer, am primit liniștea din partea universității, din partea inclusiv a drucherii, inclusiv a suporterilor, pentru că cumva, de ce zic că e un tot unitar și sper să rămână o atmosferă foarte bună pe mulți ani de acum înainte, au reușit cumva să înțeleagă că e un drum nou și au nevoie de sprijin și mă bucur că, uite, momentele astea pe care le-ați scos și voi în evidență și le-am scos și noi. Un simplu exemplu, acel meci de la Oradea, unde vremea a fost oribilă și au fost cumva mai mulți suporteri din partea noastră decât erau oameni în stadion. Adică cumva pentru noi contează și pentru ei contează foarte mult, pentru că astfel de momente cumva le dă acel gram de motivație, acel gram de responsabilitate, pentru că iarăși o chestie foarte importantă, multă lume nu folosește cuvântul ăsta responsabilitate, dar atunci când ești la un club cu suporteri care au reclădit acest club împreună cu partea academică, partea universitară. Adică cumva e o responsabilitate foarte mare. Nu e pur și simplu suntem la fotbal și, suntem un club oarecare. Nu există chestia asta. E mult mai mult. De asta spun că ei au înțeles mesajul cumva și cum ar trebui să se comporte în afara terenului. Iarăși o chestie foarte importantă și sper ca și cei care vin acum din spate, cei de la academie, care au 15, 16, 14 ani și cum e să înțeleagă și să aibă reperele astea sănătoase, reperele jucătorilor care sunt deja la echipa mare, care au o conduită exemplară și așa cumva să le dea de înțeles, pentru că se poate doar când ai un caracter frumos, o responsabilitate față de clubul pe care îl reprezinți și față de tine. Acum, Timișoara are tradiția asta de a fi prima la ceva, de a fi premiere. Practic, nu vreau să mint, dar eu așa țin minte, Galeria Peluza Sud este prima peluză din România cumva cu pata la mama și cu acte în regulă, că până atunci existau așa suporteri, dar ei au fost prima Comando Viola Ultra Curva Sud pe model italian, adică aici s-a format primul nucleu. Ei au fost primii suporteri în România care au zis, ok, nu mai vrem tipul ăla de administrație, nu mai vrem ce s-a întâmplat, nu mai vrem să pierdem, noi luăm echipa și mergem pe modelul socios și o creștem. Adică nu s-au întâmplat foarte multe lucruri în fotbalul românesc până nu s-a întâmplat prima dată aici. Perfect de acord. De asta spun că cumva, de asta le zic la toți, responsabilitatea, inclusiv responsabilitatea mea față de club, crește foarte mult, pentru că nu e vorba, aici nu e vorba despre mine, nu e vorba despre cunoștințele mele în domeniu, e mult mai mult. E pasiunea oamenilor și cumva a tot ce simte orașul ăsta față de
de politehnică. Adică cumva pentru noi, uite, îți dau un exemplu, perioada când activam eu la Poli ca jucător, spre norocul meu aveam stadionul plin, 30.000 de spectatori. Cumva când am plecat în străinătate, deja era o chestie normal, destul de normală, cumva, să mă întâlnesc. Adică am arătat imagini, inclusiv am arătat imagini, uite cu ce fel de stadion plin am lucrat noi și cumva a fost ok, aia chiar e presiune. Și așa zis, da, aia chiar e presiune, adică cumva partea asta de ultras, de suporter care iubește necondiționat clubul, aici există și asta mă bucură pe mine, pentru că cumva multă lume mă întreabă de ce am venit. Am venit cumva pentru că știu că acest club nu are cum să moară niciodată, simțeam nevoia că trebuie să ajut și eu, inclusiv pe lângă colegii mei, trebuie să ajutăm, pentru că era un moment cumva, un moment critic, să spun, dar un moment în care cumva simțeam că și suporterii au făcut de toate și cumva merită respectul nostru cumva celor care am reușit să realizăm ceva prin parcursul clubului, să oferim și noi ceva înapoi. Da, e un, nu știu, e așa un amalgam de gânduri în deciziile mele, dar e clar că multe sunt legate și de pasiunea lor pentru acest club. Crezi că s-a înțeles de la început în ce postură vii aici? Au fost, na, toate discuțiile alea la început, și presă, și ce am mai avut noi, că ai primit tu, că nu răspunzi la presă, că te închizi, că nu răspunzi la telefon, că s-a început cu tot felul de școlituri din Anglia, de parcă ar fi o chestie rea și așa mai departe. Da. Crezi că s-a înțeles din prima de ce ai venit tu aici sau, nu știu, oamenii se așteptau să vii să pui valiza cu bani pe masă? Adică... A, bun, asta da. Nu. În prima fază cred că nu s-a... Adică cumva s-a înțeles, dar nu s-a vrut să înțelege. Știi? A fost o chestie în care, eu am mai spus, eu nu vin din punctul de vedere al unui patron. Nu-mi permit acest lucru. Nu am potența financiară pe care, nu știu, au avut-o predecesorii mei, să zic, nu știu, ultimul, domnul Marian Iancu, sau altor oameni din fotbal care într-adevăr au o capacitate financiară. Eu am spus-o pur și simplu, am venit în club să ajut prin tot ce știu eu, prin tot ce am acumulat eu de-a lungul anilor. Am venit strict în poziția de manager general, de director executiv. Acest club, această societate, este o societate pe acțiuni. S-a realizat în acum 2 ani jumătate, să fac aproape 3 ani zile, această societate și mă bucur că a ajuns sub forma asta, pentru că de asta am mai spus, clubul în momentul de față oferă transparență, nu are datorii față de terți, nu are datorii față de stat, lucrurile în momentul de față sunt în proporție de 85%, sunt puse la punct financiar vorbind, adică cumva din punctul ăsta de vedere e cea mai bună modalitate de a convinge anumiți oameni să vină către noi. Nu, și referitor la ce mi-ai zis tu, nu, eu tot timpul am avut o relație cu presa și cred că oamenii pot confirma acest lucru, dar am simțit tot timpul nevoia să vorbesc atunci când chiar era cazul, adică nu gratuit și nu fără... Și într-adevăr, sunt anumite, să zic, anumite personaje cu care eu, dar inclusiv clubul nostru, nu va comunica niciodată și nu va mai comunica niciodată, pentru că cumva au fost atacuri la persoane din club, atacuri la club direct. Către mine, am mai spus-o, către mine nu e o problemă să fie atacuri, pentru că sunt obișnuit și pot să mai fie de acum încolo cu nemiluita. Dar atât timp cât și cum e ajuns să jignești oameni din cadrul clubului, oameni cu care eu lucrez zi de zi, atunci e deranjant pentru mine și e clar că nu o să mai acces niciodată la tot ceea ce înseamnă activitatea clubului. Hai să mergem un pic la carieră, la cariera ta de fotbalist. Am numărat 287 de meciuri. 114 la Poli, 57 la Forest, 49 la Sunderland, 29 la City și altele pe lângă, dar am zis să le luăm pe astea, primele 4 mai importante. Ai venit la Poli în 2005, 26 de meciuri la echipa a doua,
am trecut cumva deja peste subiectul ăsta. Vreau să te întreb cum a fost anul ăla, dar și să te întreb șocul de la Bacău la Timișoara. Da, cred că l-ai exprimat foarte bine. Da. Și ai debutat 4 martie 2007. Nebunia aia de meci cu Dinamo, pariu pus de și promis de, de domnul Iancu, nu mai știu care a fost supărarea arbitrii, federația, știu că a zis eu bag echipa a doua cu Dinamo. Da. Doar că eu țin minte că n-ați arătat deloc ca echipa a doua. Aici mie nu mi s-a părut ca echipa a doua neam. Da, tocmai de asta spuneam că cumva eram echipa a doua, dar eram unii din copiii foarte talentați ai generației noastre sau din fotbalul românesc, pentru că aminte că domnul Hagi a dus cam de peste tot în momentul, la momentul acela, au jucători care eram de loturile naționale, care cumva aveam un, se preconiza că avem un viitor în fotbalul românesc. Și da, nu simțeai, pentru că uite, îți dau exemplu la Poli 2, cumva în prima perioadă, noi cumva am jucat vreo 6 luni de zile, pentru că nu aveam drept de a juca meciuri oficiale, ceva de genul, nu știu cum era o chestie, și am jucat cumva 6 luni de zile, jucam în campionatul de Liga 2 și am jucat cu echipe rame, mi-aduc aminte, era Ucluj, am bătut Ucluj la ei, adică aveam meciuri foarte bune cu echipe care deja erau consacrate și se pregăteau să promoveze. Aveam un lot foarte bun, aveam jucători foarte buni și na, oamenii care ne conduceau în momentul respectiv, de la antrenori până la tot ce înseamnă staff, erau cumva conștienți că noi o să fim viitorul. Noi o să fim viitorul și trebuiau să aibă grijă cum, pentru că potențialul exista enorm. Adică, de asta spun, cred că și domnul Iacu prin acea mișcare cumva a fost foarte ok. Clar, e vorba de curaj, dar în același timp știu că și tot timpul vorbește de acea generație, știa potențialul, îi cunoștea potențialul și cumva i-a oferit mare încredere. Acum, e clar că nu se aștepta nimeni la un meci cu Dinamo, când Dinamo, cred că acel an a câștigat campionatul cu jucători de mare valoare, cum a să fie cumva oprită din parcursul ei. Știu că tot așa avea un număr legat de victorii și noi cred că am oprit acea serie de victorii, ceva de genul. Dar aveam potențial. Mai știi primul 11 sau ți-l zic eu? Oarecum, știu că eram eu, fundaș central, cred că era Luchi, nu? Luchi Scutaru. Da. Stânga Lato, dreapta nu știu cine era. Matei. Cine? Matei. Matei era dreapta. Matei dreapta, Daminuță, Torje, Dan. Da. Știu că a jucat și Guie, parcă... Omodue Muche, Mansur... Și Pătraș. Pătraș, bravo, da, știu că era un moldovean, da. Acum mă uitam așa pe foaie și mă gândeam, dar de ce sunt numai 3 schimbări? Am uitat. Și m-a intrat Străuț, Popovici și Riviș pe parcurs. Da, uite, gândește-te că Riviș, tot așa, Riviș are și un bun băiat. Toți au fost talentați. Și mai erau pe bancă Zimmerman, Mera, Simic, Paxente. Da. Să zic și echipa lui Dinamo? Zi-o, uite, ca să înțeleagă lumea cumva care a fost nivelul și... Da. Da. Deci eram poartă Lobonț, Blei, Moți, Ștefan, Radu, Pulhac, Adrian, Cristea, Mărgăritescu, Cristi Munteanu, Bălace, Niculescu, Dinciulescu. Bălace plecat în anul ăla de la Poli după vreo 4 ani, după 95 de meciuri și 8 goluri pentru Poli. Adică și pe bancă mai erau Carlatache, Ropotan, Rednic, antrenor la ei, Altimon la noi. Da. Păi mi-aduc aminte că au câștigat campionatul, de asta am zis că cumva a fost așa... Dar, încă o dată zic, și cum e... Bun, a fost mult mai mult, adică a fost așa o emoție imensă. Clar, ați vrut să demonstrați stadionul cu voi. Exact, adică... Stadionul ne-a ajutat foarte mult. Stadionul ne-a ajutat foarte mult, pentru că am mai zis-o, noi de multe ori, chiar și în anii următori, noi multe meciuri, chiar de pe un fond de joc mai puțin bun, noi am câștigat meciurile doar din elanul pe care ne-l dau suporterii. Am vorbit de el deja, dar vreau să mai pun o întrebare, că tu l-ai scos pe Popică din poartă, mai mult sau mai puțin, că a venit schimbul de generație. Exact. Cum era? Nu pot să înțeleg niciodată cum scotea mingi din 2-3 metri și le lua pe alea de la gara.
Da, pentru că era un portar foarte, o tehnică foarte bună. El mi-aduc aminte că el a lucrat cu domnul Vasile Iordache, tot așa un antrenor de portar foarte, foarte, foarte bun în fotbalul nostru. Un portar de la care am furat enorm de mult. O tehnică bună, reflexe foarte bune. Foarte bun. Deci la reflexe, cred că Da, doar Lobonțan era... mai concura în perioada Da. Dar, da, cumva... Nu aia. știu, era, să zici că un minus de genul ăsta, când într-adevăr lua numai goluri spectaculoase și... Dar țin minte, eram cu ai mei în concediu la mare, chiar era un meci Poli Bacău, dacă nu uit. Și stăm și ne uităm și tot 0-0 și tot 0-0, păi și la un moment dat dă unul de la mijloc și Popică era în genunchi și lega și retul sau ceva și intră mingea în poartă. Da, uite, nu Eram copil pe atunci, nu prea am înțeles și nici acum nu înțeleg. Da. Acum și cum e. Na, fiecare are câte o chestie, așa, un minus, să zic, dar alea se pot lucra, știi, dar, da, e cum e. Noi să nu S-a vedem, să se ude în microfon. Să se ude în microfon. discutat cumva mult și pe subiectul ăsta, că nu, uite, goluri extraordinare, o grămadă de goluri de la distanță și așa, dar, încă o dată, e unul din portarii care cumva a oferit foarte mult, inclusiv Pentru pentru Poli Timișoara, și... Exact. da. Acum, eu pot să comentez și să zic, să-mi dau cu părerea, dar Da. e ca și cum Nu, niciun aș putea caz. eu să fac ceva mai bine din canapeaua sau... Părelologi mulți, antrenori de canapea și de fotoliu avem har Domnului. Da, ce-i drept, ni se dă de Constituție și de viață dreptul de a comenta și ne-a spune opinia, dar asta nu înseamnă neapărat că poate să fie validă, că eu nu o să știu niciodată cum e acolo pe teren. E altceva, că joc eu cu prietenii la un sintetic sau că am fost la trialul din 2012 Păi pentru uite, diferență mare, da. păi bun, uite, pot să-ți dau un exemplu, că așa, de exemplu, multă lume spunea că, na, fiind un portar cu talie și asta, adică mulți spuneau și pe asta, băi, da, știi că de obicei portarii cu talie au probleme la mingile pe jos sau așa. Toate se pot lucra, Toate. toate se pot lucra. Adică nu e o chestie în care zici, mă, nu, important e, ți-am zis, important e să ai oamenii potriviți lângă tine, să înțeleagă care sunt minusurile, care sunt plusurile, nu să încerce să te schimbe, pentru că sunt mulți care au și dorința asta cumva și crezând că, na, toate se învârt în jurul lor și încearcă să te schimbe, dar nu, e totul de muncă, totul de a progresa și de a îmbunătăți. Îmi ziceai de mingile pe jos și mi-ai oferit așa la fileu să trec la următorul subiect, că știu că ai scos cel puțin o minge, dacă nu două, în meciul cu Șahtior. Eternul subiect, știu, l-ai vorbit și răzvorbit. Bun, e un subiect frumos pentru E ce s-a ce s-a întâmplat în acea întâmplat perioadă. acolo, Da, da. e Îmi clar place că... că a rămas ideea generală că i-am bătut. Nimeni nu zice când ne-am calificat. I-am Exact. bătut. Nu contează că a fost 2-2 și 0-0, noi i-am bătut, nu e când ne-am calificat. Nu știu ce să te întreb. Zi ce vrei pe subiectul ăsta, că am putea să Păi facem un ce... podcast doar pentru meciul Exact, ăsta. exact. Nu, a fost... Gândește că noi, am mai spus-o asta, acel meci cu Shakhtar, cred că l-am pregătit toată perioada de pregătire de vară. Deci toată perioada de pregătire. Mi-aduc aminte că era domnul Sabou, era atunci antrenorul la noi, foarte meticulos pe partea tactică. Și am zis că, uite, chiar și așa, că am mai povestit-o, cred că și Dan Alex a povestit, că se uita la ceas și erau trecute vreo 6 minute și aveau deja vreo 30 de ocazii. Și noi gândește că noi jucam undeva un sistem cu 5-4-1, să zic, ceva de genul, că nici măcar Da, nu... că era bucul sus și... Și chiar și așa, adică reușeau să găsească pase filtrante prin acel amalgam de picioare. No, o echipă foarte bună, o echipă foarte bună și pentru noi de asta a spus cumva realizarea noastră și mândria noastră că, na, cumva și am luat-o ca pe o victorie pentru că era foarte greu să Da, bați. pe Era și era foarte greu. câștigătoare de Și chiar Cupa dacă, UEFA. na, uitându-te după meciul tur, spunea că mi-a trecut glonțul pe la urechi, adică a fost ceva de genul, puteam să trecem de la, nu știu, de la eroi la o rușine foarte mare, așa, într-o clipită. Dar, cumva, meciul retur a fost cu totul altceva. Altceva. Cu Adică totul știu altceva. prima A fost... repriză slăbuță a lor, controlată de noi. În mare parte, noi chiar am avut câteva ocazii bune, tot așa, cred că Gigel și Parks, dacă nu mă înșel, inclusiv, cred că Caramian.
Nu, a fost un meci mult mai echilibrat, dar într-adevăr, ce s-a întâmplat la Donetsk a fost de domeniul fantasticul, pentru că într-adevăr a fost o echipă care ne-a dominat cap-coadă, noi prin calitatea unor jucători pe partea de atac, GGL Parks, inclusiv Caramian, cumva am reușit să marcăm două goluri, dar a fost un sacrificiu total. E un rezultat de... S-a accidentat Parks atunci. Cred că nu mai aduc aminte. Crezi că dacă în retur, dacă dădeam un gol, se activau? Se schimba soarta? Crezi că dădeau mai tare? Nu știu. Acum, știi cum e? Până la urmă, vreau să se califice. Era clar că... Noi am avut o echipă bună. Neexperimentată pe partea europeană. Era clar că nu aveam experiență, poate și de asta de multe ori. Cumva nu reușeam să dominăm noi adversarii, pentru că nu aveam... Nu a mai fost exact, în Europa de exact. Ceva dar ani. Dar cumva am scos maximul din acele meciuri, pentru că și următoarele care au fost tot cumva pe cam același mod de abordare. Dar e cumva... E acea perioadă de care toată lumea vorbește, o perioadă bună pentru clubul nostru. Și nu doar pentru clubul nostru, pentru fotbalul european, românesc. Da, adică, da. Dacă ne uităm acum... Da, clar. A fost o perioadă foarte bună, 2006, 2000... Bun, a și fost o perioadă în care cumva investițiile erau la alt nivel, erau mult mai mulți oameni implicați în fenomen, oameni care cu un ego foarte ridicat, patroni care cumva concurau între ei, jucători de valoare aduși din afară, pentru că nu era o chestie să aduci cantitate, era foarte mult să aduci calitate, și adică era foarte greu să răzbești prin tot ce înseamnă fotbaliștii români. Adică, și uite, pot să dau un exemplu, un jucător care mi-a plăcut foarte mult, de a jucat la FCSB, trebuie să zic acum, cred. Terio, da, care a plecat aici și a jucat în Franța Constanța, a fost extrem de bun. Eu pot să dau exemplu de la noi. Dau exemplu Cisovski de la noi, Dumnezeu să ne adică, cumva, unul din, dacă nu, cam cel mai bun fundaș străin, central străin din... Eu aș avea un pic mai mult pe o să zic că cred că a fost cel mai bun fundaș al nostru din istorie. Cu siguranță. A fost alt nivel. Cumva, gândește că el a venit la noi, era destul de tânăr, era jucător de echipa națională. A stat cu noi o perioadă, a jucat cupele europene, a plecat de aici, a plecat la Polzen, a jucat Champions League, și cum am întâlnit eu cu el, cu City, ne-am întâlnit și am jucat contra în Champions League. A câștigat iarăși trofee cu Polzen, mulți ani. Da. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat cu starea lui de sănătate, cumva, s-a, a pus așa în... A venit brusc și dar e un om care cumva a lăsat ceva în urmă, în fotbal cât și în plan personal, pentru că n-a fost cumva cât de cât apropiat acea perioadă și de el și de familia lui. Sunt oameni care au lăsat ceva în spate. Vreau să mai zic o declarație a lui Mircea Lucescu după meciul ăla. Ok. La Timișoara calitatea terenului a fost foarte proastă, mai ales pentru noi care eram obligați să atacăm. Unii dintre brazilienii noștri s-au temut să intre la minge. Pantilimon a prins o zi mare. Da. Da, bun, acum știi cum e. E clar că ei vorbeau de la un alt nivel și era normal, erau câștigătorii cu pe UEFA. Adică e clar că tot ce însemna calitate în momentul ăla aveau. E clar că, eu știu că domnul Mircea Lucescu peste tot pe unde a fost a ținut foarte mult la partea asta de a avea terenul de calitate, pentru că jocul pe care îl prestează echipele dânsului sunt de o posesie ridicată, dar sincer nu mi-aduc aminte să fi fost terenul atât de rău. Nici eu. Dar, eu nu cred că a fost terenul pe Păltinișanu vreodată rău, atât de rău. Nu, că a fost tot timpul, chiar cine s-a ocupat de teren pe Păltinișanu, chiar a făcut tot timpul o treabă bună. Păi nu, că mi-aduc aminte, de exemplu, când a venit când a venit domnul Sabău, cred că s-a și schimbat terenul.
Cred că s-a schimbat pentru că avea o problemă de drenaj și cred că s-a și schimbat. Da, nu, bun, nu e asta. Ideea clar că toți am prins, nu numai eu, am prins o zi bună, toți am prins o zi bună pentru că clar a fost... A fost un efort de echipă. Da. Și nu e doar de dragul de a zice, pentru că uite, dacă o să ai vreodată imagine de final, hai să vezi că mi-aduc aminte, au ei un corner în ultimul minut, ies eu și prin mingea dintr-un amalgam de oameni și vin toți, vin către mine și ne... Adică aia înseamnă cumva, de asta spun că pentru mine e foarte importantă unitatea grupului și nu, foarte rar, într-adevăr există excepții, există, ai în momentul de față, ai un Messi, ai jucători care fac diferența, dar până la urmă tot la partea de grup de rezon. Ziceai tu de, s-a adunat așa ultimul meci al nostru din campionat când s-a dat golul. Exact. Asta, a fost o bucurie unitară. Asta mă bucură pe mine, pentru că cumva și cum e, când transmiți un mesaj, e important cum îl asimilează și când stai constant cu oamenii cu care lucrezi, inclusiv jucătorii, și înțeleg că pentru mine sau pentru cel care conduce e foarte important să înțeleagă că n-am timp de chestii și de chestii de genul pe lângă animozități, dar pe lângă chestii de genul în care cineva să fie răsfățat sau tratat diferit și tot ce înseamnă se rezumă totul la grup. Da. Drept dovadă se vede și la ei, știi? Când o să apară și la Timișoara un Messi sau un Cristiano Ronaldo? Poate, dar deși nici el nu cred că ar avea dreptul să fie ținut în puf. Nu, cu siguranță nu. Dar sau trebuie să-și câștige dreptul ăla acum. Adică cei doi chiar sunt o excepție. Clar. Vreau să trec, dacă am trecut și la meciul cu Dinamo și vreau să mă întorc la ochi, să te întreb de o chestie, să văd dacă mai ții minte. Vreau să trec și aici primul 11 al nostru și al lor. Tu în poartă, Bonfim, Nibombe, Cișovski, Artiom, Caramian, Stelian Stancu, Borceanu, Alexa, Arman Caramian, Giger Bucur, Pax. Și dacă toți suntem aici, să-l felicităm pe Borceanu pentru performanța cu echipa națională la mini-fotbal. Bravo lui că, uite, a agățat ghetele în cuida și a scos Adidas și de sală. Da. Asta e bravo lui pentru că e o realizare... Și o realizare pentru sportul românesc în orice ramură. Da. Încă se poate, încă putem, dacă siguranță. Am avea și... mai mult sprijin și finanțare în mai multe domenii, cred că am fi chiar aș putea zice fantastici. Da, el cumva a fost unul și din băieții foarte ponderați așa în tot ceea ce făcea. Adică un băiat inteligent, un băiat foarte preocupat de fenomen. Adică mi-aduc aminte că cumva era foarte strict așa și în dietă și în lucrurile pe care le făcea. Un vocabular frumos, vorbește foarte mult, de multe ori foarte obositor. Știu cum e. Dar un băiat care a dat foarte mult fotbal românesc. Foarte, foarte mult și cumva mă bucur că l-am avut coleg, mă bucur că a făcut parte din acea generație a noastră. Și bravo lui că nu s-a oprit. Bravo lui că încă mai are pasiune, asta e foarte bine. Știu că se gândește foarte mult și să se ducă și spre partea de antrenorat. Îl așteptăm. Dar, în continuare, e important pentru el că cumva continuă să se miște, stă bine fizic, am văzut. Mie rușine la vârsta mea să mă compar cu el, nu-i ok. Trec și rezervele, Taborda, Lato, Scutaru, Luchin, Ionescu, Maghera, Curtean. Țin minte o fază excepțională a lui Curtean, pe când ne numeam FC Timișoara și eram în Liga a doua și am avut Cupa României, meci cu Steaua. Nu știu cum a făcut, poate la un moment dat o să ajung să-l întreb să văd dacă mai ține minte. A picat cumva într-un genunchi, a dat din genunchi, pasă cu călcâiul în spate, nu mai știu cine a venit și a dat golul cu Paris. Deci a fost o fază, un reflex, un automatism, cum să pici într-un genunchi, să dai cu piciorul alt cu călcâiul, să te uiți în altă parte, perfect, o pasă de gol perfectă. Deci cred că pentru noi privitorii a fost, că a fost din greșeală, o mai contează. Nu, dar ți-am zis, exista... A fost o calitate foarte mare și rezerve și pentru campionatul românesc să-ți intre rezerve și să-ți fie la fel de frică de ele ca și cei din primul 11. Să-ți dau cel mai bun exemplu,
mi-aduc aminte curte, de curtea în zic, el era la gaz metan și știu că au plătit atunci cei de la noi, cred că au plătit undeva la vreo 700.000, dacă nu mă înșel. Și era un, na, un copil care avea, ieșisem, 20. Adică nu ne-a dat 3 sau 4, nu? Da, 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 da. Adică după meciul ăla a zis domnul Iancu, ia meu, să nu le altul. Da, da, da. Nu, că se făceau, de asta zic, că se făceau investiții masive și se plăteau sume destul de mari. Să trec și Șahtiorul, Piatov în poartă. O mai știu, cât s-o detras, 40 și câte, nu se mai de tot el era. Sârnă. Da. Jigrinski, care a ajuns la Barça. Kusher, Raț. Da. Hapșman, cred. Așa, da. Fernandinho. Da. Nu cred că are rost să... Da, 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 că am vorbit după aia cu el, exact, da, da, da. Jadson, Ilsinho, Gai și Luis Adriano. Și Luis Adriano, da. Și au mai intrat după aia, zic că mai știu că mai era William. William, Ischenko era pe bancă, Lewandowski, dar nu ăla, Gladki, Kobe, da, Gladki, da, Cobin exact. Și da, portarul. Da. E chiar de greu, aș vrea să nu fac o greșeală da, din da, da, primul da, da. Podcast, după ce ți nume. Abia. Și ce vreau să te întreb, o declarație de-a lui Alexa, dacă știi despre cine era, atât a zis, l-am înjurat tot meciul. Borcean? Nu, nu era de jucător. Ah, nu era de jucător? Nu. Stai că nu mai aduc aminte. Nu. Era meciul ăla cu Dinamo, 1-1. La meciul ăla cu Dinamo, 1-1? Da. Asta a fost declarația dată de el. Nu știu. Pe arbitru. Pe arbitru? Da. Dar cine a arbitrat atunci? Scrie aici... Să fi fost Balaș, asta da. 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 Ei aveau meciurile lor. Da. Da, 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 da. Ia ziceam acum în intro. Nu știu dacă ți-ți minte meciul ăla 2-3 cu Dinamo de aici. Tu nu erai, era 2002. Da, știu meciul, dar nu, care, nu, da, 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 da. Acele cartonașe roșii cu roșu la zang și așa mai departe. Da, da, da. Eu acolo n-am cumva am fost bucuros că nu m-a lăsat tata la meci, că eram prea mic, cât aveam 7 ani atunci, în 2002, deci nu era chiar un mediu da. Pentru un copil de 7 ani, dar eu nu înțelegeam la televizor cum rezistă galturile aia de pe Păltinișanu. Atât de pătimașă lumea pe aici. Da, 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 da. Păi, da, încă, nu știu dacă mai există acum neapărat, și cu toate că... Uite, și când am jucat noi cu Dinamo în martie, încă a existat acea... Da, a fost foarte multă lume în deplasare pe la București. Da, da, și nu e o deplasare da, ușoară. Da, da, cu orice da, o iei. Da, da, da. Mă, fac parte din farme cu fotbalul nostru. Clar. Știi? Și de asta spun, dar e clar că există o mare, mare antipatie și la pe de-o parte... Se formează în timp și exact. În ani... Păi să un fel de răspunsul la anumite acțiuni. Da. Și de o da, parte da, și de alta. Da, păi uite, eu chiar mă gândeam, da, sar dintr-o anul altă acum și ziceai de noi cu Dinamo și după aia am plecat și nu mai găseam și toată lumea spunea, băi, na, că și în Anglia sunt derbiuri, nu că n-am. Și era, și știu că am jucat un derby cu United. Și zic, mă, există rivalitate. Simplu, bă, dar nu era așa. Și nu așa. E, după aia am plecat de acolo și m-am dus la Sunderland și am spus, ok, cu cine? Și am zis, e un derby foarte și cu Newcastle. Ăla cumva se apropie ceva de genul ăsta. Bine, acolo cumva... Era, nu e o distanță foarte mare între Sunderland și Newcastle, sunt undeva la vreo 20 de mile, să zic. Dar, într-adevăr, gradul de risc e foarte mare. Foarte, foarte mare. Dar în afara stadionului, în afara stadionului. Nu, în afara stadionului, totul în afara stadionului. În stadion... Și mi-arătau, mi-aduc aminte înainte de primul derby, mi-arătau imagini la ce a fost înainte și asta. Și da, 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 se ține. Asta vreau să zic, că în stadion este o disciplină de fier. Cred că le frică să-și piardă exact. Locul, scaunul acolo, asta că nu-l mai prind următoarea contează generație. Exact, contează foarte mult să rămâi membru, contează foarte mult să ai bucuria asta de a veni pe stadion și chiar nu se merită pentru tâmpenie, știi cum e, să cumva să stopezi
nu numai prezența ta, da. Și cum zici, exact. Da. Acum, ca să facem și așa o trecere către perioada City, n-a fost Steaua Roșie cu City, cu o noapte înainte pe străzi s-au dansat. Pe stadion toată lumea civilizat, nimeni nimic. Da, și au trecut ani, nu îți mai poți permite. Da, am fost la Sârbi, vorba aia, adică galeria celor de la Zvezda nu era... Exact. Nu, au trecut ani, nu îți mai poți permite să faci tâmpenii, legile s-au înăsprit, deja cumva amenzile sunt altfel, de multe ori și cum e, sancțiunile s-au mărit. De asta spun că nu, și pe la urmă, cum e... Ușor, cam toată lumea a înțeles că fotbalul e un spectacol, indiferent. Că, până la urmă, e un spectacol, devine din ce în ce mai frumos, o prezență pe stadion îți oferă mult mai mult, adică dacă înainte era o chestie simplă, doar veneai la stadion, intrai, tu puneai pe scaun, stai și ceau. Ei, acum îți oferă mult mai mult. Există multă parte de entertainment, multă parte de a face, nu știu, tot felul de activități în stadion. Păi, lejer poți să stai 8 ore în ziua meciului la stadion, în țările mai civilizate. Eu cred și tind să sper că suntem și noi din ce în ce mai civilizați. Pe toate palierele. Pe toate palierele. Suntem, nu, încă o dată, nu, chiar nu suntem la nivelul, nu știu, altora. Chiar suntem foarte ok, chiar foarte ok și nu cred că putem noi vorbi de probleme. Da, mi-aduc aminte anumite situații când și la noi se mai întâmpla tâmpenia să intre cineva pe stadion, să lovească un jucător sau... Da, mi-aduc aminte Petrolul la cu... exact, cu Orziceni sau nu știu cine au fost, sau a fost o chestie când a fost FGSB-ul, cu ăsta, nu știu, Vilașco. Eu mi-aduc aminte un episod Galamaz cu nu știu cine. Galamaz. Adică, așa. Cred că s-a trecut de mult peste aceste tâmpeni. Bun, hai să mergem la perioada aia de care toată lumea vorbește de City. Primul meci, primul trofeu, Supercupa, nu? Țin bine minte. 2-0 cu Birmingham. Ăla a fost debutul, da. Da, debutul. Owen Hargreaves, minutul 17 din afara careului și Balotelli pasă de la Kolarov din careu, minutul 38. Bam, bam, gata. Ți-ai făcut temele, da. Știi bine, ți-am zis de la început, eu am început să mă uit la City de când a venit aici cu TV-s Balotelli. Mi-a plăcut mult. Da. Acum... am primit în timpul anilor eticheta de suporter de carton, că atunci am văzut. Nu e ca și cum aveam foarte mulți ani ca să pot să-i văd din dar spate. Dar nici nu era o echipă foarte cunoscută pe plan european. Și ai început cu... ai avut așa niște colegi în primul tău meci, nu știu dacă știe lumea, un Colo Touré, un Savic, Zabaleta, Kolarov... Balotelli și cu Tevez în față, ia ca pe bancă mai stătea un Clichy, un Aguero. Da, uite, că îmi ziceai de acolo, mi-aduc aminte o fază, că chiar m-a, cum zice noi în termenii noștri, chiar m-a scos dintr-o situație puțin așa dificilă. Mi-aduc aminte că la acel meci cu Birmingham, Birmingham era o echipă puțin așa tipic englezească la momentul ăla. Și noi jucam, dar, de exemplu, la faze fixe, aruncam mingea în careu. Eu nefiind obișnuit cu ideea că în momentul în care ieși din 6 metri, mai departe, ești considerat cumva, poți să intri până în acea probleme. Și eu foarte lejer, la o minge ploată, ies foarte lejer să primești și mă trezesc deodată, mă trezesc cu cineva în mine, dar îmi scoate acolo de pe linia porții și zic, mă uit la rând, și zice acolo, vezi că aici e Anglia, nu-ți dă nimic, după aia am zis și mâncini. Obișnuiește-te că nu... Chiar văzut nu să... Da, că nu o să... Așa zic, ok, am înțeles, da. Și atunci, cumva, știi? Dar, de asta zic, eu și unul din băieții care, apropo de a proteja spatele, acolo e unul din oamenii care tot timpul a fost acolo și a fost pentru grup și pentru echipă. Mulți te-au întrebat de Balotelli, de Aguero, de cine ai mai prins acolo. Am mai vorbit și noi, în particular. Dacă tot e meciul ăsta, vreau să te întreb de Hargreaves. Mie mi s-a părut fantastic ca jucător, dar l-au mâncat accidentările. Da, asta a fost. Foarte talentat. Foarte talentat. Adică, cumva, și el când n-a venit pe un fond din ăsta de prezentări foarte mari și mai devreme venea de la, cred că de la Bayer, dacă nu mi-am aminte. Da, un jucător foarte consacrat și asta, dar...
A avut probleme medicale. Probleme medicale. Chestia asta cu accidentările, adică nu i-a dat o constanță de nicio culoare. Pentru că nu știu dacă a avut vreodată, nu știu, 3 luni legate sau două. Adică a fost foarte... Dar, na, multă calitate. Foarte multă calitate. De el? În momentul de față lucrează în televiziune. Lucrează pentru Sky. Este un fel de pandit. Cred că și pentru BBC, dacă nu mă înșel câteodată. Da, se învârte în partea asta de media și cred că îl prinde, pentru că are un vocabular frumos, e un nume foarte mare și se pot folosi de cunoștințele lui. Știu că am mai vorbit de subiectul ăsta, dar ziceam eu așa în copilărie că dacă ajung vreodată să vorbesc cu tine, o să zic cât de frustrat am fost eu când ai jucat în finala aia de cupă. Nu vreau să știu ce a fost neapărat în sufletul tău, dar știu că ai povestit chiar la GSP. Da, am mai povestit chestia asta. Da, da, e frustrant. Adică acele momente, sincer, m-au răstălmăcit așa o perioadă, pentru că știu că a fost o decizie cumva, având după meci, având o discuție cu domnul Mancini, și a fost așa o decizie foarte cumva și pentru el confuză, pentru că a fost foarte multă presiune mediatică la acel moment. Crezi că a fost bazată pe naționalitate? Adică, nu știu, un anumit nivel neapărat, de rasism? Dar a fost o presiune mediatică foarte mare. Cumva poziția lui era deja, se punea sub semn întrebare dacă o să continue cu noi sau nu. Poate a încercat, nu știu, o variantă și cum e sfătuit și asta crezând că n-a există poate oarecare experiență în plus sau o altă poziție, dar nu era cazul. Pentru că, de exemplu, mi-aduc aminte pe tot parcursul cupei, cred că un gol, un singur gol, știi? Adică toate lucrurile, dar încă o dată, acum punându-mă în poziția unui antrenor, te gândești de multe ori, știi cum e, și ai nevoie de... Depinde ce... L-ai făcut așa? Nu știu, n-aș vrea să mă pun în poziția asta, adică da, sper să mă trezesc într-o poziție de genul ăsta, să am de jucat o finală de Cupa Angliei, să antrenez și să... Știu. Nu știu, dar încă o dată am numai cuvinte de laudă și numai mulțumiri către domnul Mancini, pentru că așa am spus tot timpul. Este omul care cumva a crezut în mine, omul care a insistat ca eu să ajung la club. Mi-aduc aminte că procesul cumva a fost destul de... Ai mers împrumutat prima dată, am mers, după da, exact. Și m-a semnat definitiv imediat după 3 luni. Cred că după meciul noi am jucat Birmingham și următorul test pentru mine era Arsenal în deplasare. Uh-huh. Și am câștigat acel meci, am câștigat cred că 2-0 sau nu mai știu, și tot așa un meci foarte bun făcut și ăla a fost punctul în care nu s-a mai așteptat până în ianuarie. Știi? Da. Da. Nu știu, cel puțin asta cu finala, mie mi-a dat impresia că era înaintea mondialului meciul. Da, Hart trebuia să fie numărul 1, nu avea voie ca el să fie... Făceai și finala aia bună și cumva îți consolidai poziția. El venise după o accidentare, era după o accidentare în perioada aia. Parcă nu-și mai permitea să piardă meciuri, că venea mondialul și cine apăra... Adică... Da, oarecum să zic, dar bun, trecând pe lângă judecata pe care au avut-o și așa mai departe, și chiar spuneam, mă, îmi pare rău că e singurul trofeu care lipsește din divizteria de trofee de acolo. Din pentru că am luat cam tot ce se putea și acel trofeu, adică și eram aproape, știi? Da. Și plus că, optica și mai mare că am pierdut contra unei echipe nu foarte mari sau știi cum e, adică... O, ce dispărut după aia? Wiganul, da, drept dovadă, după aceea ușor, ușor s-a... Și știu că au retrogradat în acel an. S-a mai întors odată. Da, am zis, am început să mă uit la meciurile lui City și mai mult în momentul în care am mers acolo și în momentul de față, după Poli, ei sunt pe care îi urmăresc și mai des. Dar cred că în meciul ăla, la ce frustrat am fost când am văzut primul 11, am zis, eu vreau să piardă.
Da, la mine a fost scurtă chestia. Nu, deci nu mă mai interesează, am fost pe modul ok. Da, da, cred că asta a fost în sufletul multor români, pentru că știu că, na, ușor, ușor cu, cu transferul meu acolo au început foarte mulți oameni să audă de City, de ce puțin de la noi, mă refer. Da, da, oameni, da, care au început să, cum zici tu, tu ai devenit unul din suporterii lor și unul care chiar ține cu City. Dar na, s-a creat așa o oarecare, na, și cum e, s-au transformat oamenii și în partea asta. Că mulți erau United, știa lumea de United, dar așa... United, Liverpool, da, da, da. Exact. Bine, a și coincis cu faptul că televizorile din România au început să ia din ce în ce mai multe meciuri, da. Că au fost Eurosport o perioadă și nu dădeau toate meciurile, că erau și multe la aceeași oră. Da. Țin minte că... celebrul meci cu Aguero, minutul 93, da, și 20, da, da, l-am văzut pe un stream din ăsta pușcat, dădeam refresh în continuu. I-am trezit pe mine când a dat Aguero gol, l-am dat cu laptopul pe jos, cam... Da. Na, a fost... atunci am zis că la cum a evoluat meciul respectiv și asta am zis că, mă, eu venind de la Poli, după ce am pierdut două campionate pe muche de cuții, două cupe, iarăși tot așa, am zis, mă, ești clar că nu o să câștig niciodată trofeea. Și uite că, și eram, na, eram acolo, și adică eram pe modul, băi, aveau 2-0, noi eram în criză, eram, dar uite că și ăla a fost momentul în care cam tot ce înseamnă istoria clubului s-a schimbat și a făcut, da, un click. În... Da, a fost moment, clar a, da, fost momentul, da, de cotitură. Da, da. Veneau și după investiții foarte mari, schimbaseră toată fațada clubului, da, și de la echipamente și la cum arăta, da, stadionul și nume și mai departe. Dacă momentul ăla nu se întâmpla... Da, era... Trebuia încununat, știi? Trebuia încununat. Și s-a adăugat și poezia. Da. La tot ce s-a întâmplat. Adică, pe lângă că s-a luat tot frâul, s-a adăugat poezia care, da, face... Exact. Cred că în momentul de față este votat unul dintre cele mai... istorice momente din Anglia după anul 2000 sau ceva de genul. Păi, ai omul, sunt, nici dacă vrei să faci un film, că asta tot spun tot timpul, nici dacă vrei să faci un film cu scenariul respectiv, nu știu dacă putea să-ți iasă. Adică, dar, na, încă o dată, e, cum zici tu, e un moment istoric, un moment care a rămas în istoria clubului, dar și nu numai, și în istoria campionatului englez. Și mă bucur că am făcut parte din acest... Cred că în momentul ăla s-au născut niște sute de fan City. Deja. Oh, cu siguranță. Cred că în momentul ăla... Cum am un prieten care este fan Real Madrid și el a devenit fan Real Madrid pe parte cumva negativă după ce i-a distrus Ronaldinho. Și a zis, am văzut tribunele, toți oamenii din tribune care s-au ridicat și l-au aplaudat pe Ronaldinho... Dacă oamenii ăia care sunt dușmani de moarte cu Barcelona au putut să ridice, să aplaude pe omul ăla cât de magnific e, înseamnă că și eu vreau să fiu unul dintre suporterii ăia și să fiu cu echipa, da, asta. Adică, cumva, na, e fain să te legi de o echipă printr-o poveste. Da. Și cred că atunci... Da, 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 într-adevăr, într-adevăr. Cu cine ai rămas prieten de la City? Mă, prieteni mult spus. Am rămas în relații bune și în contact, în așa, contact. Cu marea majoritate din ei. Îmi pare rău că nu mai avem momente să ne vedem, pentru că na, cumva generația noastră s-a cam disipat, da, așa, s-au dus. Da. Mulți suntem, cred că, nu știu dacă care mai joacă, dar ori suntem pe final de carieră, ori unii ne-am și lăsat de ceva timp. Da, nu știu ce... Na. Păi, Colo s-a lăsat. Hard încă joacă. Iaia s-a lăsat. Aguero și el forțat. Aguero forțat. David Silva... Și el forțat de accidentare. Exact. Balotelli mai joacă. Balotelli, Nasri nu mai joacă. Se mântă că aminte fundat și Zabaleta. Lescott nu mai joacă. Zabaleta nu mai joacă. Clichy nu mai joacă, e și el antrenor. Demichelis și el antrenor, da. Cine mai e? Mica Richards, e One Man Show. Da, One Man Show cu Kate Upton, da. Asta e să mai aduc. Na, ceilalți care... Kolarov și... Da, Kolarov am zis că na, e director sportiv și el în momentul de față. Dzeko încă joacă. Milner încă joacă. Incredibil. Și mă aștept să mai joace ceva timp.
Da, în mare parte, na, sunt, mulți sunt lăsați, dar, na, sunt și care, uite, încă mai, mai țin steagul sus și, na, bravo lor, pentru că, na, într-adevăr, nu-i ușor să te oprești din activitatea pe care ai practicat-o, nu știu, 20-30 de ani. Nu, dar vine niciunul la poli. Sper că într-o bună zi să, cumva, să... Unu, da, unu, și cum e, să arătăm noi... Să aducem la chestiile în plus pe care mi le doresc, începând cu un stadion, să construim o echipă care să facă performanță în prima ligă și în fotbal european și până cu siguranță o să organizăm anumite evenimente sau diferite activări prin care aș vrea să-i aduc pe care cum pot, în funcție, să vadă unde au venit odată și au jucat. Ma, nu știu dacă ai driblat-o tu frumos, nu neapărat la asta mă refeream, ci dacă nu vine unul la poli în cadrul clubului, în funcție, în greu, ceva. Greu de spus, greu. Pentru că nu e, nu știu cum e, am mai spus-o, în momentul de față, noi ca și țară la nivel de fotbal european, e greu, dacă nu te trage ceva anume, nu știu, performanțe foarte mari sau un nivel ridicat, e greu să aduci ceva de genul ăla la noi. Sau o soție, cum e Van der Vaarte, să mută la București. Bun. nu poți să știi niciodată, dar da. Ai venit la poli. Ai zis, am vorbit despre partea asta, că te-am întrebat mulți de ce ai venit. Eu vreau să te întreb, crezi că nu mai puteai să joci? Crezi că nu mai făceai față în România? Nu, mai făceam, sau... nu, mai făceam față, dar n-am mai vrut, pentru că am simțit că atunci când nu mai e un nivel foarte ridicat, nu neapărat, nu mai este pentru mine. Nu mai aveam motivația necesară. Am avut o experiență, ultima experiență a fost în Turcia și... Vreau să te întreb, da, și de aia. Da, mi s-a părut un nivel... Na. Acolo presa zicea că ai dezertat. Nu, am plecat cumva, au fost foarte multe probleme, adică tot a plecat de la, eu îl numesc amatorism, din punct de vedere, cum vrei tu, administrativ, managerial, a felul în care se conducea un club sau se conducea, pentru că gândește-te că eu am plecat... în martie, am venit... Tu ai fost în pandemie acolo, da, nu? Da, chiar am prins toată pandemia. Toată pandemia. Dar ideea că când am venit, lucram cu Prosineschi. După Prosineschi, cred că au mai venit, cred că vreo, nu știu, încă vreo patru antrenori. În câte luni? În decurs de 5 luni. Adică, cumva, început să se devină așa o obișnuință, să vedem altă figură cu... alte... Și la brutăria de la colț dai de același, da, om mai mult cumva, timp. Da, de asta spun, că na, era pe modul foarte, foarte mult amatorism și foarte multă, nu știu, nepăsare din partea unor oameni care într-adevăr trebuiau să plătească jucători, și am avut jucători buni în componența echipei. Nu era ceea ce m-am așteptat, dar am mai spus-o, nu vroiam să mai continui sub forma asta. Am plecat într-un litigiu cu ei, pentru că na, eu aveam 2 ani de contract, dar na, cumva eu tot am încercat până în ultima clipă să găsim o situație comună și să văd cumva că își doresc ceva mai mult și că vor să treacă pragul ăla de club care, na, pur și simplu cumva nu știau, nu-și cunoșteau reperele. Am încercat să sprijin, pentru că n-am fost unul din jucătorii care n-am depus armele imediat, am rămas până în ultima clipă, dar mi-am dat seama că odată și cu plecarea, cred că ultimul plecase și directorul sportiv la un moment dat, încercau să schimbe și bordul, vroia să vină alt patron, era așa o chestie, am zis, chiar nu mai are rost, că deja e prea mult și clar că lucrurile astea, drept dovadă, în momentul de față s-au dus, cred că, în Liga 3-a, dacă nu mă înșel. De asta spun că păcat de oamenii care erau în oraș, suporteri, pentru că, na, într-adevăr, lumea chiar iubea echipa, era un oraș în care, na, vremea era destul de ok, era o vreme plăcută, aveau pasiune pentru fenomen, dar
Și poate au fost mulți factori. Poate și cum e, eu fiind foarte departe de casă, familia neputând călători, n-au fost cu mine. Soția era însărcinată cu a doua fetiță. Stadioanele goale. S-au promis la un moment dat că o să dea drumul la spectator. Nu. Mult, eu am căutat foarte mult și atmosfera din fotbalul turcesc. Pentru că erau echipe, da, și încă o dată... Exact. Și nu era, lipsea nu ceva. Și atunci clar că... Dar, da, cum ai zis-o, e un capitol pe care l-am punctat. Am văzut despre ce e vorba și acolo. E o experiență pentru mine. Știu și partea cealaltă ce se întâmplă și în fotbal de acolo. Chiar dacă au un fotbal foarte... valoric, destul de ridicat, dar sunt anumite cluburi care cumva nu se ridică la nivelul investițiilor. Înțeles. Asta vreau să te întreb, cum te descurci cu trei fete acasă? Gândește că am avut un șoc când m-am întors atunci din Turcia, se născuse și cea de-a doua fetiță și era cumva, gândește așa, aveam cele două fetițe, era soția, era mătușa mea și era mama. Aveam 5 fete dintr-un foc în casă. După o perioadă de stat cu 30 de bărbați. După o perioadă în care n-aveam, știu cum e, n-am avut acces la prea multe, pentru că era pandemia, se dădea drumul la anumite chestii, se închideau. Dar frumos, aș putea spune. Într-un final aș putea spune frumos, pentru că îți oferă o căldură, îți oferă o dragoste necondiționată și până mă bucur cumva să am o familie frumoasă și să iau alături de mine. Cum le vezi pe fete pe plan sportiv? Către ce sport trag? Pe cea mare, iubitoare de polish, de fotbal. Exact, exact. Mai nou, da, asta zic, mai nou vine împreună, vine la fiecare meci, da, îi place. Ea, în momentul de față, practică tenis, gimnastică, a făcut balet în Anglia, a făcut călărie. Cumva îi ofer cât mai multe opțiuni, apropo de chestia aia, îi ofer cât mai multe opțiuni ca ea cumva să la un moment dat, dacă vrea să se focuseze pe ceva anume, cu tot dragul. Dar important ca fiecare copil în primii ani de viață să dobândească anumite skill-uri, știi? Și no. Da, e clar că asta îmi doresc de la ei, să știe să cadă, să știe să alerge corect, să știe, nu știu, să facă o tumbă, să, nu știu, să sară. Chestiile pe care eu mi le doresc să fie cumva... Să fie copil, în adevărat. Exact. Vedem un pic să mai crească. Avem și echipă de junior de fete. Nu. Încă o dată, nu mă opun, dar până la urmă e alegerea ei. Exact. Am vorbit și de perioada de început. Au fost multe schimbări la echipă. Extrem de multe. Mici reglaje, finisări. Cred că încă mai trebuie făcute, fără doar și poate și administrativ și așa mai departe. Cum mai descrie până acum experiența? Ce ai vrea să mai faci în plus? Ce planuri pe care poți să le zici? Și cred că te las acum, cred că poți să și plec o oră și mă întorc și te las să vorbești. Da. Sunt multe. Ideea e că da, cumva au fost multe lucruri de pus la punct și încă mai sunt, dar primordial pentru noi a fost ideea de a contura o echipă. Indiferent că e o echipă foarte mare sau o echipă mai mică, vorbind la tot ce înseamnă club, am luat-o în prima fază cumva partea sportivă, m-a interesat foarte mult partea tehnică, să am oameni cu care... am o chimie cu oameni pe care în primul rând îi cunosc de foarte mult timp, adică mai cam tot stafful tehnic sunt oameni cu care mulți dintre ei pe care îi știu de foarte mult timp. Dau un exemplu, antrenorul de portar Dragoș Picu, îl știu de foarte mult timp de pe vremea când jucam eu aici. Paul, să știi, cu Paul nu știam foarte bine. Nu ne știam de foarte mult timp. El, cumva fiind altă generație, n-am reușit să ne intersectăm foarte mult. Da. El, cumva, noi ne-am întâlnit la echipa mare, la echipa națională mare, ne-am întâlnit
acum ceva timp. Și el mi-a, la cumva, m-a introdus foarte ușor. Nu știu cât își mai duce el la minte, dar pentru mine a fost o chestie foarte bună, pentru că era unul din jucători exponențiali echipe naționale, eu fiind foarte tânăr, n-am mai făcut o tranziție. Și atunci mi-a rămas, dar atunci n-am mai, cred că nu ne-am mai văzut încă vreo, nu știu, 10 ani. Dar na, e un om foarte pasionat, e un om foarte, foarte preocupat de meserie, un om care cumva își dorește să se pună în slujba clubului, ceea ce pe mine mă bucură. Nearoti, îl știu de foarte mult timp, a fost unul din oamenii cu care eu am lucrat, mi-a fost și antrenor și până am lucrat foarte bine. Remus Datcu, îl știu de foarte mult timp, e un om care... Fost și profesorul meu. Exact, e foarte apropiat. Nea Toni, care până cumva... Îl știe toată lumea. Exact, e de viață în club. Sunt câteva figuri noi. Ionuț Puda, analistul video, e un băiat care cumva l-am găsit aici în momentul în care am venit să-mi fac practica pentru licențele de antrenor. L-am găsit și l-am văzut, un băiat foarte preocupat, un băiat care își dorește să fie în fenomen. Adrian Ruschina, care știu, Inciulescu, care cumva tot așa l-am găsit, dar e un băiat foarte, foarte preocupat și un băiat care cumva s-a pus la dispoziția clubului indiferent de momente. Cine mai e, ca să nu omit, magazinerul pe Mili, care cumva l-am preluat din mers, dar numai cuvinte de laudă, pentru că e un om foarte preocupat. N-aș vrea să, nu știu, să omit pe cineva, dar Neamușii, care cumva și cum e... A fost în spatele tuturor actelor de cât? 30 de ani sau de cât timp e la club? De ani, da. Deci, cred că toate licențele au trecut prin mâna lui, transferul și alte nebunii. Cumva e o chestie ciudată, pe de-o parte. Știi că, uite, lucrezi cu oameni cu care tu sau a fost la începuturile tale în cariera de jucător și acum cumva încep să lucrezi cu ei pe altă platformă, știi? Dar... Da, îmi face plăcere. Sper să am putere în continuare, pentru că îți recunosc aici. Eu am avut momente când vroiam să cedez și pur și simplu simțeam că anumite lucruri nu le pot schimba, dar mă bucur că, uite, partea sportivă și jucători împreună cu staff-ul mi-au dat această bucurie cumva pe partea sportivă de a nu renunța și de a cumva a fi în continuare alături de ei. Da, Politehnica, care cumva în momentul de față prin prezența domnului rector s-a cântărit foarte mult, pentru că cumva sprijinul pe care l-am din partea lui și din partea Politehnicii este nemaipomenit. Nu mai cuvinte de laudă. Și chiar și echipa dânsului, pentru că sunt oameni cu care colaborez și fac parte din echipa dânsului și sunt cumva, uite, chiar dacă ei se ocupă foarte mult pe partea asta de tot ce înseamnă politică, dar microbul ăsta de fotbal te bagă și în partea asta. El este oricum un iubitor de sport și de poli, adică... Da. Domnul rector. Da. L-am văzut și la Tavi în emisiune. Exact. Știa tot despre toate ramurile. Exact, e foarte cumva, e clar că oricine ar fi în poziția dânsului și vine la Politehnică, e clar că preia și această parte de istoria a fotbalului. Sunt mulți oameni cu care în momentul de față, iarăși, voi care v-am zis și vă mulțumesc, și ție și lui Eduard, oamenii care lucrați în birouri și nu sunteți văzuți și asta, și sunt oameni cu care în momentul de față colaborez foarte bine, știți foarte bine cât e de greu și de multe ori vedeți și voi că stați nu 8 ore, nu 5 ore, nu 6 ore, de multe ori stați peste program și lucrați și de acasă, sunteți tot timpul la dispoziția clubului. Lucrurile astea cumva mă fac să continui, lucrurile astea mă fac cumva să înțeleg că într-adevăr sunt oameni care își doresc binele clubului. Și asta mă face să găsesc resursele necesare să putem trece aceste momente și să evoluăm. Mulțumesc pentru cuvintele de laudă. E bine să le mai aud din când în când, că nu prea avem timp în timpul
anului și lucrului. Nu, cred că nu căutăm niciunul chestiile astea și cine a venit aici la Poli chiar le face din pasiune și pentru fotbal și din iubire pentru Poli și nu știu, eu nu o fac și pentru sufletul meu. Da. Având în vedere că n-am avut disponibilitatea fizică și cred că și mentală că să fac eu un sport de performanță, dar faptul că am ajuns să fiu în preajma unui club de fotbal, cum îmi place mie să zic, să fiu prieten cu fotbaliștii, e cel puțin pe partea sentimentală pentru mine aici, e, nu știu, un punct, un apogeu, urmează acum ce reușim să facem împreună pe mai departe, să le tot așa depășesc, să le cecui, că mai am timp, sunt destul de tânăr ca să mai am timp. E important să existe pasiune, că până la urmă oameni și cum e, clar că e o responsabilitate, dar atât de cât văd în voi că aveți pasiune, mi-e ușor să lucrez, pentru că e foarte ușor în zilele de astăzi să pui, nu știu, partea financiară sau timpul, să-l pui pe primul loc, să zici că, mă, uite, aș putea să fac, dar fac asta, dar, na, adu-ți aminte că, știi cum e, au fost momente când pur și simplu ați fost la dispoziție, indiferent de orice situație și cumva lucrurile astea, ți-am zis, sunt pozitive pentru tot ce înseamnă evoluția unei organizații. Hai să trecem și la băieți despre joc. Avem un lot extrem de tânăr, 19 ani media de vârstă. Avem un lot schimbat din temelii față de cum am terminat Liga a doua în primăvară. Câți au mai rămas? Doi oameni în momentul de față? Muraliu, da. Și Bocșan. Boxe, da. În rest... Bine, putem să zicem că și Vlaicu a mai jucat în ultimele meciuri și Marincu și... Adică ori mai fost care au venit sporadic și au mai intrat. În principal de când a venit Paul în ultimele etape a mai adus jucători. Da. Dar tot nucleul a venit în iunie-iulie. Da. De asta am zis că a fost un proces destul de greu și câteodată aveam și noi, aveam cumva și noi dubii dacă o să funcționeze sau nu. Pentru că aduți aminte că am avut momente când, în perioada de pregătire, bun, tot timpul am zis să avem calm, să avem răbdare, pentru că există calitate, dar cred că a fost un moment așa care ne-a pus pe gânduri, a fost episodul din cupă, primul meci de cupă. Da. Acel moment cumva, nu neapărat rezultatul, că nu maxam și nu mi-a interesat foarte mult rezultatul, dar era ideea de ce am prestat noi. Era o situație în care cumva am zis, mă, ceva nu e regulă, știi? Și atunci am avut anumite discuții. Spre norocul nostru încă mai erau, cred că, două săptămâni până să înceapă competiția. Da, foarte ciudată, da. Turul ăla de cupă. Da. Și n-am strâns cumva rândurile și am mai făcut anumite mișcări, mă duc aminte că știu că a mai venit cineva atunci, dar da, era, știi cum e, nu e ușor să clădești o echipă, nu e ușor să clădești o echipă, mai ales când vorbești de copii, de generație foarte tânără, de generație din care, nu știu, să zic, foarte mulți dintre ei, nu știu un număr acum să zic, care nu s-au lovit de nivelul de seniori, indiferent că și cum e Liga 3 sau Liga 2 sau Liga 1, normal e nivel de senior, știi? Hai că și în Liga 3 și dăm venind niște în masă, da, venind în masă de multe ori e, da, poate să te ducă într-o oarecare stare de incertitudine, dar cum am zis, asta totul cumva duce într-o direcție în care sper ca lumea să aibă încredere în ei. Sper ca lumea cumva să le vadă potențialul. Uite, în momentul de față, pe lângă că au rezultate, dar practică și un fotbal plăcut. Pentru că, uite, toată lumea care vine la meciurile de acasă, toată lumea zice că, într-adevăr, e o echipă foarte, foarte bună. O echipă care practică un fotbal frumos. Vorba aia nu-i lungă și pe a doua. Exact. Și, na, înțelegi anumite idei, vezi cumva, pe de o parte,
pe de o parte e greu să lucrezi cu tineri, dar pe de o parte e și foarte plăcut, pentru că uite, când vezi rezultate și când vezi dorința lor și de a progresa, atunci cumva, și cum e, îți oferă o satisfacție diferită față de, nu știu, de un pur rezultat de fotbal. Și da, drept dovadă, uite, suporterii s-au strâns de la meci la meci în număr tot mai mare, ceea ce pentru noi e iarăși un plus, pentru că oamenii au simțit și că na, lucrurile se văd diferit, se fac diferit și se fac pentru binele clubului. Da, și pe lângă da, dorința jucătorilor, mi se pare Paul foarte inspirat în anumite decizii și schimbări. Și o schimbare care îmi vine mie în cap, știu că am mai discutat noi despre asta și eu mi-am arătat cel puțin aprecierea pentru el, trecerea lui Robert Curescu din spate în față. Da, mai e o mișcare strict bazată pe calitățile lui. În momentul de față, la ce calități are Robert, na, cumva poate surclasa multe defensive, să zic. Na, e un jucător care are potențial foarte mare. Cumva cizelat în anumite decizii, cred că poate în timp foarte scurt poate ajunge să joace în prima ligă. Cu toate că eu am aici, ei știu foarte bine acest nucleu va rămâne sub acoperișul clubului câțiva anișori buni acum încolo. Nu o să fie situații în care să scăpăm foarte repede de jucători. Și mulți știu, pentru că inclusiv și acum sunt discuții și așa mai departe ca jucătorii să... Ei au un drum de făcut. Noi cu toții avem un drum de făcut și mă bucur cumva că au realizări. Există interes pentru tot ce înseamnă potențialul lor și e bine pentru ei că există interes din partea noastră să rămână în continuare cu noi. Pentru că, încă o dată, e o mare mândrie să aparții de un club care are în componență o inimă foarte mare, ceea ce înseamnă suporterii. Și da, o istorie destul de importantă pentru tot ce înseamnă fotbalul nostru. Da. Stai un pic că vreau să zic ceva și am uitat. Și mă gândeam la asta la un moment dat. Avem în componența lotului jucători de 17, 18, 19, 20 de ani. Păi noi dacă ne ducem într-un mod sustenabil și bun înainte, vin și investițiile în oraș și o să avem unde să jucăm în Liga 1, să zicem în 3-4 ani, păi tu în 3-4 ani o să ai un lot format din jucători de 20-24 de ani care au jucat 3 ani împreună, fotbaliști în toată regula, cumva, adică tu n-o să ai șocul ăla atât de mare de la Liga 2 la prima ligă dacă nucleul rămâne. Nu, aici e important foarte, foarte mult pentru ei să mențină nivelul ridicat. Pentru că pretențiile o să crească, pretențiile din partea mea și din partea asta o să crească. Ei știu foarte bine că în momentul în care nu performează, se expun unei situații în care au de-a face, ori au de-a face cu mine, ori au de-a face cu pretențiile clubului. E un continuu challenge, să zic așa. Pentru că au potențial, dar o să treacă cumva ușor-ușor o să treacă de la stadiul de copii care promit la certitudini. Pentru că ușor-ușor de acum, chiar dacă sunt numai, nu știu, 6 luni de zile de când, lumea nu se mai perceapă, nu știu, poate chiar din a doua parte a sezonului sau poate din anul viitor, nu se mai perceapă ca pe niște copii care promit. Oricum nu se simt ca fiind doar 6 luni. Exact. Deja s-au întâmplat atât de multe de zici că... Exact. De un an, doi suntem aici și se muncește. Exact. Tocmai de asta spun că e valabil și la ei. O să fie o continuă mișcare în club. Pretențiile cresc din partea noastră. Uite, și acum știu, au mai plecat anumiți jucători, o să mai vină anumiți jucători. Și asta o să fie tot timpul.
pentru că încercăm să ne să menținem un nivel ridicat, nivelul de competitivitate să fie tot timpul ridicat, concurența aduce lucruri pozitive de cele mai multe ori și au nevoie și de concurență. Indiferent că au 19 ani, că au 24 cazul a, nu știu, a puțin. Dar e clar că na, concurența duce la, la lucruri pozitive. Ne dai așa niște premiere sau încă nu avem nume? Nu vă dau premiere deocamdată pentru că nu am parafat, dar suntem în discuție cu trei jucători. De la același, din aceeași ligă? Nu neapărat. Nu. Da, nu. Eu încerc. Da, e normal, nu. Dar cred că mă cunoașteți foarte bine, că până nu am lucrurile parafate, nu vorbesc și nu-mi place să... Asta e valabilă pe toate palierele. La plecări se știe ceva? La plecări, da. În momentul de față încercăm să găsim anumite soluții. A plecat Patrick Pășcălău. E singurul care în momentul de față care am reziliat. Mai sunt anumite jucători, dar n-aș vrea să-i divulg în momentul de față, pentru că nu știu, n-ar fi fair în momentul ăsta, dar cu care suntem în discuții să reziliem. E o chestie normală. Pentru mine e o chestie normală în fotbal. Fotbal cumva e o continuă mișcare, un continuu challenge, cum am zis, și atât timp cât clubul vrea să meargă înainte și să performeze, e nevoie de oameni tot mai cu un nivel cât mai ridicat și tot mai dedicați pentru tot ce înseamnă clubul nostru. Vreau să bifăm și subiectul care nu-ți place și cred că nu-ți place pentru că nu e neapărat în controlul tău, stadionul. Da. Știu că s-au mai primit ceva avize, da, se mișcă. Acum noi suntem încă astăzi. Noi vorbim acum 22, da. Ieri sau altăieri am vorbit cu cineva din mediul apropiat primăriei și știu că cumva avizul de mediu a fost luat. Urmează doar ca celelalte aprobări ce țin strict de primărie să înainteze și stadionul Lego să intre în linie dreaptă și să fie finalizat în cele 28 de luni în care se preconizează. Sper, pentru că e nevoie și e un subiect, cum ai spus, e un subiect care deranjează pe foarte multă lume, e un subiect care cumva în același timp și stârnește un oarecare un sentiment, da, un oarecare sentiment așa de... Un val de antipatie, că nu se mai face odată și exact. Că nu se rezolvă problema asta. Da, și lumea așteaptă, eu îi văd, îi vedem cu toții, îi vedem pe un stadion micuț, cel pe care jucam în momentul de față, îi văd că toată lumea are dorința asta să vină să-și vadă echipa performând și clar că numărul lor va fi mult mai mare în momentul în care avem un stadion și avem o... Clar că și tot ce înseamnă parcursul nostru contează. Pentru că asta cumva încercăm să facem totul etapizat, încercăm cumva să venim la pachet cu ceea ce ni s-a spus. Da, și să mergem în paralel. Dar, exact, dar e clar că avem nevoie de sprijinul tuturor. Și pe partea de finanțare din mediul privat, ne dorim foarte mult ca oamenii din mediul privat să vină alături de noi în număr cât mai mare. În momentul de față sunt destul de puțini cei care au venit și ne dorim cumva să-și dea seama și să vadă ceea ce facem noi în momentul de față, să vină alături de echipa iubită a orașului sau a Pății de Vest, pentru că cumva e o altă strategie, e o altă filozofie în a manageria și structura clubului arată diferit.
Aici la stadion aș vrea să adaug că nu e vorba neapărat doar de noi. Eu cred că tot orașul are nevoie. Odată cu un stadion mare poți să ai și tu un concert de Doamne ajută. Îți venea mai multă lume la GSJ, nu? Dacă erai pe un stadion, nu acolo închis în Unirii. Poate nici nu deranjai atâta traficul și... Acum știi cum e. Vorbim de foarte multe. Vorbim de un bazin olimpic, vorbim de o sală polivalentă, vorbim de un stadion... Și surse de venit acolo, adică poți organiza multe. Exact, apropo că vorbeai de domnul rector și de prezența lui în emisiunea lui Tavi Stăncioiu, a scos-o și în evidență. Uite că cred că ar fi un mare minus ca politica să termine înaintea lor stadionul Știința, să termine înaintea lor o sală polivalentă. Adică, cumva, lucrurile astea nu sunt ok. E o universitate, probabil, adică nu e treaba ei asta. Știi? Asta spun cumva că lucrurile pe care le-a punctat și dânsul, să dea de gândit și să înceapă să facă lucrurile să funcționeze, pentru că e clar că nu e cea mai bună imagine din partea celor care conduc destinele acestui oraș. Și am plecat de la... al doilea cel mai mare stadion din țară, adică Păltinișanu era în momentul în care s-a inaugurat și foarte mulți ani după un stadion pe care te puteai baza în țară și pentru echipa națională și așa mai departe. Adică, trebuie să vadă și fost echipa națională și așa. Exact. Și țin minte, nu știu, amicalul cu Juventus, pe atunci încă cred că nu erau puse scaune. Și capacitatea oficială a stadionului era undeva la 40 și ceva de mii. Au fost peste 50.000 de oameni la amicalul cu Juventus, luând tot, scări, coronamentul sus, pe tabelă stăteau. Adică a fost acum unde și când sau cu ce. Că ai nevoie să recreezi momentele. Deja e foarte mult timp. Adică cât a fost ăla? 2004-2005 meciul cu Juventus, amical cu Juventus. Cred că e o diferență mare de acolo la ce s-a întâmplat cumva pe parcurs, pentru că n-a fost implicată toată lumea, ori a fost doar unul implicat, ori s-au fost orgolii personale că las că fac eu, adică n-a fost sănătos ce s-a întâmplat foarte mult timp aici. Timișoara e recunoscută pentru unitate de care a dat dovadă, mai ales în momentele cheie ale istoriei noastre. Și cred că cumva poate reuși în tot ce înseamnă dezvoltarea comunității doar prin această unitate a mediului de afaceri, mediului politic, mediul universitar. Doar așa cred că se poate face. Dacă nu, și cum e, până la urmă, pentru asta suntem recunoscuți aici în partea asta. Adică cumva putem să dăm tonul foarte ușor. Da, clar, și suntem un oraș multicultural. Exact. Avem și unguri, și sârbi, și români, și nemți. Da. Adică eu cel puțin așa am fost crescut dintotdeauna cu foarte multe naționalități. Eu însumi sunt jumate-jumate. Mama e de naționalitate maghiară, deci practic și eu sunt jumate de acolo. E amuzant că sunt român sau bănățean cu nume de sârb și jumate ungur. Da. Și așa e toată lumea aici. Exact. Nu există un om din Timișoara care să fie avut rude neamuri de foarte mult timp. Nu există să nu ai la un moment dat un punct ori neamț, ori ungur, ori sărb. Exact. Ai cum. Exact. Ziceai de mediul de afaceri. Cine ne ajută în momentul de față? Cine e lângă noi? Păi uite, aș putea să spun un nume foarte important de pe piața noastră, Mevi. Mevi care a sprijinit Academia așa, nu știu, pur și simplu într-un moment foarte important, într-un moment în care chiar aveam nevoie de un pilon stabil în acel moment. Cred că a venit chiar în vară, după o lună de zile după ce am venit eu. Și au mai fost la echipa mare. Ei au mai fost cumva, știu că s-au oprit o perioadă, dar de această dată au venit și cu o sumă foarte, foarte consistentă și ne-au promis că o să fie alături de noi tot timpul. Să fie o constantă în Academie. Da. Și cred că pentru Academie contează. Cum să nu? Contează pentru tot clubul nostru, dar cu astfel de parteneri
poți reuși să pui în aplicare proiectele pe care noi le gândim. Și na, pe lângă ei, v-am zis, sper să mai vină și alții. În momentul de față, politica susține foarte mult. O parte din cheltuieri, să zic, și din tot ce înseamnă activitatea clubului e asigurată de politică, o parte foarte mare, o parte e asigurată și de organizația Drucheria. Sunt anumiți oameni, dar v-am zis, pentru ce înseamnă această structură, această organizație, e nevoie de mult mai mult. E nevoie de mult mai mult pentru că potențial și resurse financiare în oraș există. Și atunci cumva ele trebuie doar redirecționate și convinse să vină către ceva ce reprezintă un simbol al orașului. Ne putem gândi la promovare anul ăsta? Știu că tu ai fost mai rezervat, ai zis că pas cu pas, că vedem. Eu îți recunosc că am vorbit cu băieții, toți băieții mi-au dat aceeași placă, noi vrem promovare. Dacă promovăm, rămânem tot pe electrică, avem voie, căutăm altundeva, unde mergem? Deja te-ai dus departe, ți-ai făcut planurile cumva pe... A, lejer, eu la anul vreau să fac deplasări de 100 de kilometri. Da, am luat tot pas cu pas. Nu vreau să mă azarez în prima fază, cum ai spus-o la început de discuție. N-a fost ușor să construim o echipă. N-a fost ușor să creăm un concept, să creăm o idee și un oarecare spirit. Știu că toată lumea se gândește la acest lucru, știu că toată lumea cumva are așa printre rânduri și cuvântul promovare, dar aș vrea să le iau pas cu pas. În momentul de față lucrăm la acest lucru, lucrăm să conturăm cumva un lot și mai competitiv, la fiecare perioadă de transfer să fie din ce în ce mai competitiv. Știm că lumea își dorește acest lucru, știu că lumea vorbește, dar încă o dată, n-am putut să discut acest subiect pentru că nu știam ce va urma, nu știam cum vor reacționa acești băieți. Dar acum băieții o aruncă pe masă. Perfect de acord. Dar în același timp și cum e, uite, sunt echipe care... concurează cu care noi concurăm și au bugete de 3 sau 4 ori mai mari decât ale noastre. Nu e totul despre bani, nu e totul despre bugete, asta e clar și am spus-o din prima clipă. Important e cum înțelegi fenomenul ăsta. Din fericire, noi îl înțelegem foarte bine și partea asta sportivă, să zic că o stăpânim. Dar e nevoie de mult mai mult. E nevoie și de șanse, e nevoie de constanță. Mă bucur că noi am dovedit constanță din cele mai multe ori. Chiar dacă de multe ori în deplasări n-am practicat cel mai bun fotbal și n-am avut acel joc în care dominam adversarii așa cum facem acasă, dar am scos rezultate. Ceea ce mă bucură că știu cumva că ei pot reacționa foarte bine și atunci când jocul prestat nu-i cel mai bun și pot scoate rezultate. Mi-au dovedit în meciurile cu Bihor, să zic că sunt niște băieți care răspund foarte bine și la presiune, ceea ce mă bucură foarte mult, dar o dată ține foarte mult de ei. Ține foarte mult de ei și ei știu foarte bine că nivelul trebuie să crească. Au capacitatea necesară, au potențial. Acum, și vreau să le luăm treptat. Știu că există, încă o dată, știu că există cumva pe buzele tuturor această promovare, dar eu zic că mai e puțin de muncă. Am pentru tine 5 întrebări, Fulger, și vreau să răspunzi la prima mână. Ok. Dembrovski sau Romica Buia? Dembrovski. Păltinișanu sau Cișoșchi? Cișo. Silvășan sau David Popa?
David Popa. Bocșan sau Mera? Bocși. Murariu sau Pantelimon? Murariu. Și hai că suntem pe final și mai am câteva întrebări scurt, după care putem să stingem nocturna și aici. Cel mai memorabil moment din cariera ta? Nu știu, abar n-am. Au fost etape, nu știu, cel mai memorabil. Care a fost pe teren, să eliminăm? Hai să spunem, pentru că a creat un impact foarte mare în cariera mea. Debutul la pole. Cel mai mare sacrificiu pe care l-ai a trebuit să-l faci pentru fotbal? Nu știu, uite, hai să spun o chestie. Vezi diferența dintre unul care practică un sport și unul care se duce în mine pur și simplu, ăla l-aș numi sacrificiu. La noi a fost cumva, sau cel puțin cazul meu, pură pasiune și nu neapărat sacrificiu. Adică n-am văzut-o așa. Le faci, într-adevăr, acum când dau timpul înapoi și îmi dau seama că am ratat foarte multe momente din, nu știu, evoluția unui copil sau așa mai departe, dar nu le-am simțit de așa natură. Adică, cumva n-aș putea să spun sacrificiu în nimic din ceea ce am făcut pentru fotbal. Cea mai amuzantă întâmplare din carieră? Pe care poți să o povestești. Asta era și ideea. Să fie publică. Asta că așa noi am mai schimbat impresii, dar... Mă, nu știu, sunt anumite chestii pe care, cea mai amuzantă, nu știu. Nu știu, hai să zic momentele petrecute, că tot vorbim de poli și aș vrea să mă rezum foarte mult la ce a însemnat pentru mine perioada petrecută aici. Momentele din vestiarul nostru. Au fost multe, multe momente, pentru că am avut atât de mulți oameni cu care am fost coleg și oameni chiar foarte, foarte, nu știu așa, foarte atașat. Adică mi-aduc aminte, eram copil, momentele dintre, așa zise, glume făcute între veteranii echipei, era Dan, Aliuță, Ganea. Adică, nu știu, știi? Sunt niște momente pe care le am în continuare memorie, nu pot să ți le divulg, adică și așa mai departe, dar uitându-mă la ei și, fiind și veterani și jucători foarte exponențiali, și prin tot ceea ce făceau, fiind și niște figuri foarte, foarte carismatice, ne-am distins așa în perioadele noastre de vestiar. Cel mai mare atacant care ți-a dat gol? Sau nu neapărat atacant, nume. Da. Rooney. Rooney. Da. Farfecaia, tu erai în poartă? Nu, atunci era Joe în poartă. Eu cu el am avut o chestie, tot așa un meci jucat cu ei, un penalti apărat și după aia a ajuns mingea tot la el. Știi? Și, da. Dar, că mi-ai zis așa un nume acum, dar nu știu, uite, aș putea zic, chiar Balotelli. Da. Balotelli putea să ajungă mai mare. Da. Avem la următorul podcast. Că oricum sunt chestii pe care n-am putut să le atingem astăzi, dar la următorul mai avem timp. Cea mai bună paradă a ta? Iarăși tot vreau să mă duc cumva în același cerc. Penaltiul cu Ajax? Nu neapărat. Nu. Asta e de penaltiuri. Mă gândesc la tot. Cred că a fost o minge. Cred că Rața a bătut lovitura liberă în meciul cu Shakhtar. Și era tot așa la 0-0, un moment foarte important și aia a fost, cred că, una din paradele care cumva mi-au rămas în minte, pentru că e momentul de așa natură, încărcătura de așa natură. Neapărat foarte grea, dar încărcătura acelei minge salvate. Cel mai bun coechipier pe care l-ai avut?
Nu știu. După tine, nu după nume. Gigel cu care am Gigel Bucur cu care am împărțit și camera, dar cel mai înalt, cel mai scund? Da. Nu, dar am avut multe, uite, cu iarăși cu Dan, am avut cu na, toți din generația noastră. Nu, încă o dată vorbim strict de poli. Să știi că am avut un grup foarte bun, știi că am ajuns atât de apropiați încât de multe ori făceam tot felul de evenimente și cu familiile. De asta spun că țin foarte mult la chestia asta de unitate, de grup, pentru că știu cât de multe poți realiza. Adică și la noi se mai schimbau antrenori, dar grupul era cam același, era un grup bun, un grup cu care puteai să lucrezi și asta e foarte important pentru mine și pentru club în general, nu neapărat pentru mine. Cea mai gălăgioasă arenă pe care ai jucat? Că ai mai fost și pe la Greci, nu la Greci, în Cipru. Da, nu, în Cipru neapărat, nu. Dar gălăgioasă, Borussia, Dortmund. Ok, da. Aș fi vrut să te întreb ce sfaturi ai pentru tinerii fotbaliști, dacă cred că le-ai tot dat sfaturi în ultimele două ore. Păi, da. Păi, da, cumva, ideea să nu-și piardă pasiunea, să nu uite că foarte multe despre muncă, despre dorința de a progresa, de a reuși, pentru că o să se lovească de momente când nu o să fie ușor, o să se întâlnească cu tot fel de oameni care cumva de multe ori îi ajută, de multe ori poate îi tratează diferit, să muncească, să nu-și cumva iau ochii de la ținta pe care și-au propus-o și să fie buni, să fie oameni buni, mai ales că vorbim și de sărbători, să fie oameni buni și să respecte, să fie conștienți că prin tot ceea ce fac ei pot fi un model pentru viitor. Asta e cumva sfatul meu pentru ei. Și nu știu, așa pentru oamenii cu care sau oamenii la care se uită cei de afară și se uită către club, mi-aș dori foarte mult să continue să susțină echipa asta, să iubească echipa asta necondiționat, să aprecieze tot ce înseamnă clubul și oamenii care sunt club, să țină la jucători, să-i sprijine, pentru că ei cumva, jucătorii, ne oferă nouă bucuria de a ne bucura tot timpul de un spectacol și de a susține tot ce înseamnă acest brand. Asta era și ultima întrebare, ce le transmiți fanilor Violanda? Tot mesaje, înainte. Da. Lor, în primul rând vreau să le mulțumesc, pentru că am chiar merită să încep acest discurs cu mulțumiri, să le mulțumesc că au înțeles tot ce înseamnă acest proiect, că au înțeles să fie alături de echipă, să fie alături de oamenii care s-au pus la dispoziția clubului, de oamenii care muncesc zi de zi pentru a dezvolta și pentru binele acestui club, să-i susțină în continuare și să vină în număr din ce în ce mai mare pe stadion, să fie alături de ei și cred că relația pe care și-au creat-o în momentul de față cu această generație tânără, momentele pe care le văd la fiecare final de partidă, când există acea conexiune și acel spirit de familie, de grup cu ei, să rămână așa mulți ani de acum încolo, pentru că acesta este drumul. Asta mi-am dorit cumva să văd și mă bucur că ei, numai ei pot crea acest spirit minunat de familie și de culori albi-violete. Prin prisma sărbătorilor, doar să le urez de bine, să fie sănătoși, să fie cumva împliniți,
să fie alături de cei dragi și să ne vedem la anul cu bine, să reușim împreună rezultate bune și să ridicăm din nou acest club la standardele pe care cumva ni le cere și societatea și comunitatea, dar și dorința oamenilor de a-l vedea pe prima scenă fotbalistică. Și clar și istoria. Istoria. Gata. Nu te mai țin. Vreau să-ți mulțumesc din nou, acum pe final, pentru oportunitate, pentru faptul că ai venit aici și facem așa. Locul e al tău. Să ai și tu ceva frumos la chei. E al meu, două minute până mi le-a Ștefinar. Mulțumesc. Și încă o chestie. Avem această înșiruire de sticăre. Vreau să te uiți pe ea, să-ți alegi stickerul care îți place ție cel mai mult, să ți-l decupezi și te provoc la o chestie. Ok. Să-l ții la tine. Până când ajungi în cel mai nebun loc în care n-ai crezut că o să ajungi vreodată. Și când te uiți așa în jos și zici, bă, am ajuns și aici, atunci să-l lipești. Ok. O lași pe Ștefi să aleagă? Da, aș putea să-l lași pe să leagă. Da. Știu, ți-am dat un pic de lucru acum să-l porți cu tine, dar... Nu, dar să știi că îmi place mesajul foarte mult. Și într-adevăr, ce ai zis tu, că suporterii noștri au tot timpul au fost diferiți, au creat ceva minunat și au creat acest spirit diferit. Și într-adevăr, ei chiar... iubesc acest club și cumva asta o să-l păstrez cu mine. Vreau rău, nu știu cât o să rămână cu mine, că sunt convins că o să fiu... Dar, na, vă mulțumesc. Îți mulțumesc și ție. Îți mulțumesc că cumva... Și cum e, am început împreună la acest drum și, na, sunt convins că o să fie multe de acum încolo. Cu siguranță. Și dragi poliști, mulțumim că v-ați uitat la primul episod al acestui podcast. Sperăm că v-a plăcut, nu neapărat de mine, ci de invitat și de informațiile pe care le-a adus și pe care voi le-ați descoperit. Nu uitați de sfântul like, de marele share și de binevenitul coment în secțiunea de mai jos. Și aștept propunerile voastre pentru posibili următori invitați. Și până data viitoare, e simplu. Hai, Poli! Cine e următorul? Haideți, desfiați-l toată lumea!